Cum nu v-am auzit? Ei, salut! Salut! Băi, de ce nu găsiți? Cu foaica aia și sacoul ăla, de ăla pe care l-am avut la nuntă și mai adu-mi și mie papionul ăla. La care nuntă? La salut! Hey. Bine ați venit, dragii mei! Suntem acum în Fashion Icons 2022. Yes. Aveți fiecare camera acolo? Bineînțeles că aveți un cadru de 2. Bineînțeles că e un general acolo și dacă vă săturați de alea, trecem și aici. Wow. Un cadru, facem traveling. Facem traveling. De tehnică. Deci, ideea este următoarea. Astăzi sunt față în față cu cei mai frumoși, bine îmbrăcați bărbați pe care am avut vreodată aici. Să dispară toți boboneții, toți micuții, toți conectării, toți mai liștii. Încă o dată, pentru voi, Oda Bucuriei! Se pare bine că aducea Beethoven la nostru, un pic așa de la foarte bine. Ce zici, bravo! Oda Bucuriei, dar dă-și mie microfon, că mie îmi pare că eu n-am microfon. Nu, că aveți microfon, ăsta e doar pentru cântat? A, nu, eu nu cânt. După cum? Nu pot să cânt. Eu știu, ba da, pot să cânt. Nu, eu am venit pentru mâncare și băutură. Sigur că ai venit pentru mâncare și... Nu, așa. Și muzicuța. Și în cazul în care vă plictisiți. A pasat? Băi. Sorry. Da, eu aveam... Nu ți-ai luat cu aplauze cu ceva? Nu, aplauzele bagă băieții de pe... Nu, exact. Nu. Copii, 2, 3 și... Are oamenii lui în spate acolo, uite-l pe Andrei. Dar băi, ei merg cu tine și la Mega, bănesc. Când intri în Mega... Nu, nicio glumă. Nu, nu am mers. Nu știu despre tine, dar... mers. Eu stau în permanență aici, nu mă mișc de aici deloc. Noi când mergem la mall, se deschid ușile de singure. Despre ce e podcastul? Noi n-am mai fost împreună la... Da, mă, noi n-am mai fost. Știu. Singurul care ne-a convins. Îmi cer scuze că v-am șantajat pe amândoi. N-a fost ideea nemaipomenită, dar... Uite, ne-am și îmbrăcat la fel. Ne-am uitat să vorbim. Am uitat să ne vorbim. Vreau să vă spun un singur lucru. Știu că n-aveți vorbele de obicei la voi, dar... Da. Ceea ce vreau să vă spun este că mie mi-a fost foarte dor de voi, amândoi. Iar în ultimii 14 ani, de când noi trei ne cunoaștem mai bine, noi nu am apucat să luăm niciodată o cină, un prânz. Nu mai zic de mic dejun. Pentru că ești foarte zgârcit. Acesta a fost podcastul de astăzi. Îl mulțumim foarte mult invitațiilor mei. Mai avem unul la bobonete. Noi v-am mutat toți aici, unul lângă altul. Și dacă știți, dar mai avem una. Știți? Da, și ne oprim și la magică, poate își face și el un și podcast. Bineînțeles, finish-ul la Mărginan, unde se întâmplă toate. Nu știu dacă oamenii știu două lucruri importante. Unul este că bobonete este peste... Ce te uiți așa? Peste drum partea la mine. Peste drum partea aia. Încolo este. Încolo, deci da. Dacă treci, dacă ai cizme de căuciuc, ajungi repede la bobonete. Unu. Și doi, oamenii de acasă nu știu, dar mai ales înainte de pandemie funcționa treaba asta. Ăștia de ras celebri, uneori, unii. Used to be, adică pentru așa. Unii veneau la noi ca prezentatori de eveniment și o băgau fix pe asta. Auzi, da, mă bagi mai repede, te rog că mai am una la Ploiești. Ceea ce, na, nu știu dacă oamenii înțeleg că... Acum, tot în spiritul acestor informații, te întreb. Vreodată când am venit eu la Neața, am zis, bagă-mă mai repede ca și la Ploiești?
Nu. Dar nu e timp pierdut. La tine se auzea, vezi, uite care și legătură cu jucăria asta, cu caracter sexual. Se auzea, scoate-mă mai târziu. Ori niciodată. Lasă-mă mai mult. Vreau mai mult, încă una se Sunt striga. Faimos, scoate-mă mai târziu, ca să parafrazăm. Eventual, dacă vrei... O puțin mai aproape de microfon. Deci, premieră, n-am fost niciodată la un podcast deodată și așa. Și doi, nu am fost niciodată împreună, la un show, fie și el online, că acum toate sunt online, prezentat de tine. Știi? În toate chestiile pe care le-am făcut împreună, noi eram hoștii. Bine, credeam că suntem noi hoștii. Bine. Adică o singură dată în 2008 când ai dat neața, mai știi, când cânteai la pian. În 2008 ai avut întâi februarie, nu, vineri. Da, 2008 întâi februarie, da. Dar atunci da. Ai avut o oră de emisia ta și ne-ai dat neața și după aia bine pa. Da. Și că n-a mai fost, erai ori jurat, ori erai pe scena asta la Palatului. Deci o altă premieră. Yes. Dar trebuie să menționez faptul că vis-a-vis de ce am fost noi în 2008 și ce suntem acum, este foarte important să spun, vă spun la așa? S-a dus pe copcă emisiunea. Da. E foarte important să vă spun că cu toții, adică nu eu, voi în principal, în primul rând, Dani, schimbarea ultimilor 14 ani se vede, nu vorbesc de starea civilă, vorbesc strict de fizicul tău. Păr, ochi, barbă, foarte bine pregătite, sacou, eleganță, ți-ai păstrat supleția. Are ceva din Maurice Montan. Și ești mult mai interesant ca bărbat, drept pentru care te felicit. Dar și am aceleași kilograme. Incredibil, nu cred. Senzațional. Da. Aceleași kilograme. Poți să dai numărul sau este? Nu, chiar mai puține. Da. Nu cred. Da, da. A slăbit 3 kg. Dar uite și bine arată după o naștere. Iar tu, Johnny. Poți să zic. Tu, Johnny. Nu știu, e formidabil. Uite, acum am dat seama uitându-mă la voi. Da. Și, mă rog, oricum, întrebările... Am luat toate întrebările. Da. E faptul că aici dau de o persoană formidabil de activă în spațiul sportiv. Da. Chiar furibund de activă în fața... Mă ridic și plec. Te mândrești cu ceva la faza asta? Păi nu, bă, dar nu ca tine, bă, să zic că practic tenisul și că pasiunea mea e tenisul ca țiriac pe vremuri și să nu te fi văzut decât Cornel Ilie alergând. Că nu te-a văzut nimeni niciodată. Bă, hai să spun o fază la faza asta. Zic, deci, mi-am dat seama zilele trecute, zic, bă, eu nu pot să-mi impun sportul ăsta, pentru că aș vrea să-mi impun... Dar după ce mi-am dat seama, am dat puțin telefonul, iubire. Fii atent aici. Cum naiba... Apropo, ce scuze, am și eu... Cum naiba? Deci fii atent aici. Ăsta e telefonul cu care mă duc eu la tenis, da? Da. Îl bag pe video, da? Pardon. Și dau drumul. Așa. Bun. Cum să joc cu telefonul să mă filmez în același timp? Tu n-ai... Uite câți omenași ai aici, toți prietenii tăi. Ai ales greșit sportul. Deci ăsta e bravo, tată. La schi poți să ai pe cască. Da, la și te vezi. Automobilism, bravo. Camere. Sau, de exemplu, când alergi. Cum da. Face, fac mai mulți. Bine, m-am găsit. Auzi, deci tu sportul te... De până mai târziu. Da. Ah, Radu Vulcan! Asta e mai bătrână ca mine. Da. Am avut tot din asta, bă. Am avut, la Cluj acum, la retragerea lui Horia Tecău, Ilie Năstase i-a dat racheta cu care a câștigat el, mă rog, cred că era o replică totuși. Și a zis o chestie foarte interesantă. 13 jumate am avut-o și... I-a zis, ia uite bă, Horia, vezi ce greu era să nimeri mingea cu asta așa mică și la distanța asta de mână, că acum toate să... Corect. Vezi? Atunci era greu. Bun, ne-ați chemat, mie așa îmi place, ca la poliție, ne-ați chemat pentru că nu bem, nu mâncăm nimic, asta este oricum... Ceea ce e... Mi-ai schis azi dimineață că să nu mănânc la emisiune, că îmi dai, că îmi faci, că nu știu ce. Da. Iubire! Iubire! da, corect. Service. Trebuie să ai lăsat-o jos și s-a îndoit. Așa s-a făcut, vezi? Apropo, ca să închidem chestia cu tenisul și cu Horia Tecău, m-a întrebat în cine ai încredere tu? Cine te-a să-ți prezinte retragerea? Pe tine te-a întrebat. Horia, tu știu că ai eveniment și concertezi. Între Horia ne primi. Că te-ai postat cu Horia Tecău. Da. Ce? El era la Sascut. Horia, pe... Horia, da Horia. Cine? Ce scuze? Horia, da Horia. Cine vrei? Pe cine? Băi. Da. Doi oameni care au vorbe, care au pauză activă, înainte să îți arunce numele, nu zic Tecău Horia. Am învățat, au fost copiii mei, sunt... Așa. Sunt Răzvan și Dani. Bun. Tu ne... Tu ne-ai băgat?
Tu ne-ai făcut-o mare. Orea ne-a făcut-o mare. Nu ți-a plăcut la Cluj sau cum? A fost frumos. Cam mult de muncă. Noi am avut pe aia și cu mutul. Băi, da. Cam mult de muncă. Vreau să vă spun că la faza asta, într-adevăr, trebuie să meritați cel mai bun, din partea mea cel puțin. Astăzi o să vă răsfăț. Iubire! Pleacă lumea de pe podcast. Hai să mâncăm ceva de calitate. Băi, și chiar Bogule, pleacă lumea din grădină. Aș vrea să vă prezint cele trei măsline. Una e a mea. Ce râs, mă? Știi din ce se face uleiul extra virgin de măsline? Nu, din măslinele urâte. Bă, pe care o alegeți, este plină. Astea au avut și... Eu să-mi permit acum să schimb greutatea după atât amar de vreme niciodată. Au venit și au avut și migdale, nu într-o dată. Le-ai subt dumneata înainte, că nu ție măsline nu-ți plac, dar migdalele alea... Mie îmi plac măslinele după așa. După ce că ai venit cu sărăcia asta, trebuie să spun un secret. De ce mi-ai zis să nu mănânc la emisiune? Că n-am mâncat. Ai refuzat tot? Dar să spun un secret, eu nu mănânc măsline. Niciodată n-ai mâncat măsline? Niciodată. De alea bune de capră. N-ai mâncat niciodată. Zici jură viața de că n-am mâncat. Jur, n-am mâncat. Nu pot să cred. Deci fii de măsline. Uite, nu știam despre asta. Uite, niciodată nu știam despre asta. Le evit în orice. Din expresia o măsline, un bon de benzină, el alege un bon de benzină. Bă, dar n-ai făcut din alea de ale tale, că am crescut, nu? Adică nu mai suntem în epoca de piață. Da, mă, nu. Ți-a plăcut aia? Nu s-a pus nimic în ele, e tot rău. Deci fii atent, măslinele sunt niște chestii foarte interesante, pentru că noi, ca să vezi ce înseamnă omul, stai și la un moment dat te întâlnești cu 10 oameni și fiecare dintre ei, auzi mă, am auzit că e bună carnea de vacă, altul, auzi mă, fii atent aici, că nu, am înțeles că dimineața când te trezești nu trebuie să faci nimic. Și fiecare spune ce crede el, a auzit el. Da. Tu din 10 remarci de genul ăsta, zici, hai să preiau 5, dar le-ai preiau automat. Mie când mi s-a spus, băi, mănâncă măslina, dar trebuie să mănânci neapărat. Zici sâmburile, pentru că sâmburile te ajută la nu știu ce digestie. Da, așa ziceau și ai noștri. Da, pentru că erau două măsline de toate în reșița și de aia să luăm cât mai mult din ele. Reșița. Da, mai o mănânci pe asta? Reșița. În 2018, amândoi ați plecat la Reșița și m-ați lăsat singur la emisiune. 2018, dacă erau 20 de ani. Da. Și ți-am dat o șansă să revii în televiziune. Și... Atenție! Da. Anul viitor se vor împlini 25 de ani. De când ați terminat școala, da? Știi care e diferența între Horia Tecău și Horia Brânciu? Ia zi. Unul dintre ei știu când se retragă. Bai, uite că dar dacă vrei să facem și ție. Sputnik! Nu. Vrei să mergi cu satelitul? Poseidon se duela cu Atena pentru cine să conducă cetatea Atenei. Și Poseidon a adus acolo sus la Acropole apă sărată de mare. A cu sidentul. Și Atena a adus un măslin. Deci a apreciat mai mult și a rămas Atena. Nu, că trebuie să-l dau. Nu, că din găsat. Deci am o rugăminte pentru voi. Bineînțeles că a fost o glumă. Da. Aceste măsline au fost... Dă-mi coace, că mă... Sâmburii nu, dă-mi coace. Deci, ne-ai făcut la glume de astea toată viața ta. Mai știi când a venit și ne-a mâncat mâncarea el și după aia Ștefan ne-a băut vinul. A fost cea mai... proastă zi de la X-Factor. Deci, despre X-Factor și despre alte... Despre alte emisiuni, copii, luați și voi astea, vă rog frumos. Mulțumesc, Eddie. Pentru alte emisiuni discutăm mai târziu. Deocamdată vreau să vă spun că... plânge masa. Să vină masa! Eddie, bagă-te, rog frumos. Friptura. Rateți chimarș. Andreea, fata mea cea mare! Doamne și domnilor, bine ați venit la primul fel! Ciorba de berișoare! Nu poți să mă la... nu! Ce mă? Cine mănâncă mă la un podcast ciorba? Pe nimeni! Nimeni, mă! Asta e încă o premieră în viața foarte, voastră! Foarte bună! Deci fii atent aici, dacă... de berișoare! Fii atent aici! Ciorbă de verișoară. Vă rog, serviți ciorba de verișoară pentru că eu între timp... Nu se poate mânca la podcast. Ce vorbești? Ce vorbești? Băi. Vezi de treaba ta.
Ce vorbești? Fii atent aici. Se dă și ăla la o parte? Ia. Yeah. Nu se poate. Ce nu se poate? Tu spui asta. 14 ani ai făcut lucruri nemaipomenite. Iași. Tu spui asta că... Ori, pian. Perfect. Care dintre noi oare s-a jucat mai tare? Ce vrei să... Mizambușuri? Nu mizambușuri. Domeniile Cuza? Tu n-ai cu Răzvan și Dani? Ai luat de la noaptea târziu? Băi, eu doar o să gust așa, îmi ție urechile de foame, dar... Băi, de, băi ia și mâine. Berișoarele... Băi. Pâine aveți? Cu pâine. Iacob. Mm. Da. Nu mi-au ieșit bine berișoarele, dar eu cred... Băi, cred bună. Mm. Horia, dar tu mai gătești? Bineînțeles. Mai gătești? Mm. Auzi, nu, My Way, de la My Way. Mai gătești. Mai gătești. Cine, mă? Odată la X-Factor a zis că știe să facă... Eu am fost la șef la cuțite și am făcut și-a adus aminte de Florin, a stat acolo. Și mi-a spus că am fost o de cocot. Cum era Ivirea aia? Cocotă. Băi, nu tot timpul franțuzii spun ceva legat de un, știu eu, ceva peiorativ. Nu. O de cocot. Ceva o de e gând. Apă. Mm. Ai făcut apă? La genunchi. Andreea! Doamne. Am fost cu fiii mea. Și ce-am făcut noi la șef la cuțite? O de cocot? Alzheimer. În cocotă. În cocotier ai fi tu zâmbărețul tu. Știi piesa cu cocotier? Nu. Dani? Ba. Este una din cele mai complexe muzical piese de pe canalele de YouTube de copii. În cocot n-am suit, în cocos n-am suit, dar nici o nucă n-am găsit. În cocos n-am suit, în cocos n-am suit, dar nici o nucă n-am găsit. Cicu, nu ajunge, Răzvan. Dragii mei, am de-a face cu doi prezentatori care au voce la mulți ani. Bine v-am găsit, copii. Doamne, pentru 15 ani să fie, să fie primiți. Doamne ajută. Să fie... Ce bine se complică gustul vinului cu gustul ciorbei. De perișoare. Mai aveți ceva? Dragii mei, aveți când interne? E vorba de ciorbă, eu nu mă dau înlături. Nu. Mamă. Bună asta, foarte bună. Bă, ce urât. Hai să o mai lăsăm să... Nu, mai lăsă, că fica direct. Acum eu sper că ați ghicit ce se va întâmpla. Știți ce se va întâmpla acum? Mâncă înlături? Nu, hai mă, băi. Deci, pian de aici. Dar cum curge toată treaba asta? Adică Nu are curs. Deci okay. Este o cină normală, în special cu voi doi pe care vă știu de copii mici. Este o cină normală, pentru că acest podcast intră la 8 seara, luni, în octombrie, la final de octombrie. Noi suntem aici bucuroși de unul de altul. Da. Lumea va vedea dragoste și a zice, băi, ce bine... Uite ce bine, ce bunic și ce nepoți. Și stai să vor... N-aveai niște bani să mergem la asta la restaurant să mâncăm și noi normal. Nu, care? Pentru că restaurantele de obicei sunt gălăgioase. Gălăgioase. Și după aceea, știi care e problema? Se trezea unul altul, domnul Dani, dă o poză cu mine. Și ne strica toată chestia. Știi? Nu, cu mine nu vei nimeni poze. Nu. Încă o minciună, dar trec dincolo de ele. Ok. Dragii mei, pentru că am gustat din ciorbă... Ultima o chestie, iartă-mă. Ia. Dați-mi voie să vă spun că... Acum urmează piesa care a dat titlul albumului. Edi. Ia de aici că n-ai să fie. Dar ai grijă să nu pici. Dacă legătura Sandu ciorbă. Sandu ciorbă, mă. Sandu ciorbă. Ați Iesus. Ni să n-ai servici. Le. Ci. Dar ai grijă să nu pici. Nu mă pricep la ce spuse. Bye. Da nu da ciu te da. Că se rupe plapuma. Da. Da nu te aci nu te da. Că se rupe plapuma. Hey! Ia de aici că n-ai servit. Hey! Da ce la cum am eu da. Dă o seama de portii. Ia de aici că n-ai servit. Am o
se uită oameni intelectuali la noi. Absolut. Se uită agenții de publicitate. De 5 ani de zile propun în toate agențiile de publicitate. Eu văd cel mai bun spot TVC, Sandu Ciorbă făcând reclamă la șampon. Nu zic, din s-ar părea tare? Nu, imaginez, nu, dar dă-i drumul. Sandu Ciorbă are chica aia, da, da, da. Cu ce te speli, domnule Ciorbă? Cu ce te speli? Cu noul șampon, nu știu care. Fii mișto. Nu pune șampon în ciorbă. Sau nu? Pune acum șampon în ciorbă. De-a lungul timpului în ciorbă ai pus smântână, ai pus ardeiuțul. Pune un șampon. Pune... De ce faci tu? O știi pe aia care l-a întrebat pe săracul om de unde Sandu Ciorbă? Și a zis că e numele lui. Și zis așa mă cheamă. Urmăreze mult pe... Ciorbă de... Nu, atât. Ia de aici că n-ai servici. Dar asta de ce nu mai cânti? O cântai pe asta. Nu cântai pe asta? M-am retras. Și mai ce cântai de la Sandu Ciorbă? Mămăligă cu... Mămăligă... Ceva cu mămăligă. Nu, e ceva cu mămăligă. Știi, unii se întâlnesc cu Pink Floyd, alții se întâlnesc cu... nu știu, Led Zeppelin. Tu te întâlnești cu Sandu Ciorbă. Nu ne-am întâlnit. Cel mai tare lucru pe care l-am auzit de la Sandu Ciorbă într-un interviu... Adică vezi că noi am și studiat cazul. Este că... mi-a plăcut foarte mult. N-a reușit să-l convingă pe reporter că el împarte banii, închideți urechile, Edi? Egal cu fiecare om din formație. Ce prostie. Sunt prostie. Cazuri și cazuri. Nu e singurul, de altfel. Nu e. Nu e singurul, sunt multe trupe care fac, depinde de strategia fiecare. Da, am auzit că sunt unii de solistul câștigă mai prost decât ăla de la tobe. Exact, asta se și întâmplă. La salsa, de exemplu. Unii care zic, domne, totul pentru orchestră, nimic pentru el. Da. Ia de aici că n-ai să... Bă, tu de fiecare dată, Răzvan, tu de fiecare dată ai vrut să faci ceva muzică, din păcate. Da, nu am... Hai să vă spun o chestie. Când eram tânăr, așa ca voi, și prezentam Neața, a venit la mine Ciubuc, asta nu v-am spus-o niciodată, și mi-a zis, bă, hai să facem niște piese. N-am timp. Frate, n-am timp. M-a dus în studio, la Adi Ordean, era din orașul, dincolo de Borcan, și am cântat 3 piese, pe care nu le-am lăsat absolut niciodată. De ce? Pentru că n-am avut deloc timp când prezentam Neața. Okay. Deci, din punctul ăsta de vedere, vă înțeleg. Da, oamenii trebuie să știe câteva lucruri. De exemplu, că tu ai crescut inclusiv consumul de lapte, mai ales la copii. Pentru că nu există imaginea asta atât de... Acum pe YouTube. Părea începea fiecare dimineață, știe din? La pian. Ce indiferent, era supărat, era rău, era făta pisica unei vecine, nu conta. Ce în fiecare dimineață, eu mă trezeam, învățam de după amiază. Începea la pian, mă rog, clapă, cu un par de lapte pe care îl bea în totalitate. Și copiii ce înțelegeau, în fiecare dimineață trebuie să cântăm și să bem lapte. Atât de mult lapte a băut, încât la un moment dat l-a sunat chiar, nu vreau să dau nume, nu? Da. Și ai avut lapte pe viață, recunoaște. Da, da, am avut lapte foarte multă vreme și din el m-am hrănit pentru a mă pregăti pentru viitor. Și iată, am dat copiilor mei, uite ce normal s-a făcut. Un alt lucru pe care nu cred că îl știe lumea, noi l-am studiat pe vremuri când studiam pe Horia Brânciu. Horia Brânciu prima oară, cred, când a apărut la televizor la Robingo, a fost prima oară. 93, da. El a avut propriul lui prezentator. Știți? Deci era prezentator. Ah, da, 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 da. Și a avut propriul lui prezentator. Da. Nu știu dacă avem drepturi pe imagini, dar ar fi tare să... Da, da, o să băgăm și... Deci urmează imaginile cu Doru Dumitrescu și Horia Brânciu. El era șeful tău, cum ar veni. El era șeful meu, Doru Dumitrescu, chiar a trecut de curând printr-o operație la inimă și sper că e în regulă. Doru Dumitrescu a fost omul care păstorea 6 emisiuni concurs. Practic, cum ai face... Și toate in-house, în afară de Robingo, care era licență englezească. Dar toate erau in-house. Pariați pe campion, totul despre muzică, ceva cu Enigma, cu detectivii, Robingo și încă una. Și Piramida, ceva de genul ăsta. Și ai dat concurs? Sau? Eu am dat concurs, eu am dat pe limba engleză, dar ceea ce a fost cel mai frumos în 93 a fost coada enormă de la Pangrati. Aia îmi stă în cap și eu treceam pe lângă ea pentru că un operator filmasem cu el la mare când agățasem o fată, m-a pus camera ascunsă și agățasem o fată la mare și fusesem la discoteca tineretului și la un dat îmi dădeam seama că eu nu o să pot niciodată, degeaba am venit în București, pentru că nu o să intru niciodată la această instituție care era singura, fără nicio clădire, mai înaltă decât ea în jurul ei.
Mi s-a părut un lucru formidabil. Dar în 2018, pentru că nu este podcastul despre mine, este despre voi. Doamne, unde te duci, mă, cu periajul ăsta? Dar la care nu l-ai luat, dai ea la casă, tată, și pupă. Îmi place expresia lui Dani, oamenii trebuie să știe. Oamenii trebuie să știe că într-o zi a anului 2018, voi ați sărbătorit 20 de ani de la terminarea școlii, iar eu am fost în platou la voi. Iar în legătura care s-a făcut, voi, amândoi, trecând pe lângă școala voastră, pe lângă geamul unde ați studiat, a fost pentru prima dată când prindea contur toate lucrurile pe care le știam despre voi, despre școală. Iar acum, mergând mai departe, vreau să mă întreb, voi ați fost cumva, mi s-ar părea normal, ați fost cumva colegi de bancă? Da. Din păcate. Da. Adică, practic, nu voi tot ați timp, fost... Nu tot timp. Nu. Nu tot timp. Am fost câțiva ani și colegi de bancă. Deci noi ne-am cunoscut la grădiniță. Mi se pare incredibil. Voi dacă vă certați vreodată... El venea mai rar la grădiniță pentru că îl uitau mai des. Deci venea mai rar pentru că îl uitau mai des, înțelegi chestia asta, ca să nu-l mai uite, a doua zi nu-l aduceau. Știi? Sau părinții mei au lucrat din greu la fabrică și... Toți părinții au lucrat Marian din greu. Marian și Dorina. Da. Și mai ieșeau la o oră diferență. Mama lucra la birouri și tata la bibliotecă. Da, Dani, dar ieșeau la ora 3 jumate. Adică... Nu, unul ieșea și credea că celălalt mă ia. Da. Și nu existau telefoane mobile. Ce e așa de râs? Știu unde era grădința, nu? Unde e intrarea aici la tine, la academie? Nu, deci, de unde stăm? Lângă școală. Da, chiar lângă școală. Aproape de casa mea. Erau patru noi... zebre, da, patru linii de zebră, adică străzile mici la Reisa, de trecut și de ajuns... De a berbelea, cu putea să se rostogască. Că... Dar n-aveam voie să trec strada. Mă rog, și ideea e că îl luau rar și îl aduceau și mai des. Ca să nu mă uit. Îl uitau des și îl aduceau rar și după aia am fost, în clasa întâi am fost împreună. Pe mine m-au pus în față pentru că eram un tip studios. Și... Nu, pentru că purteai ochelari. Pentru că eram chioroc și nu vedeam. Nu cred așa ceva. Așa și pe el l-au pus pentru că era un tip falnic și înalt, după cum se vede și acum. Era cel mai mic din clasă și l-a pus lângă mine. La banca măgarilor. Nu era voi banca măgarilor, eram în prima... Voi ați avut frați, surori? Da. Aveți frați, surori? Eu frate, da. Tu și am o soră. Da? Da. E în Germania, adică are o... Da, e... Dar țineți legătura cu ea. Ea chiar are succes. Ea chiar a reușit. Dar voi niciodată nu v-ați gândit că sunteți frații pe care... Nu știu... Pe care ce? Frații fratele pe care... cel mare, e fratele cel mic. La... Da, sunt câteva zile diferență. Nu. În familia fiecăruia. Că noi nu, adică Răzvan și Dani nu au același nume de familie. Orea. Adică deci noi nu suntem frate. Îmi pare rău, dar... Așa e textul, ia-l pe frate tu. Deci, dar nu e frate. El nu e fratele meu. Se vede clar... În viață, deși încerc să... Ia de aici că n-ai servici. O imediat o să reluăm, nicio problemă. Văd că îți place melodia asta lui Ciorbă Sandu. Dar mie mi se pare că acum voi nu vedeți unghiul meu de nu prindeți unghiul meu de vedere, cu toate că îl simțiți. Vi s-a spus de 1000 de ori. Sunteți împreună. Sunteți singurii oameni din showbiz care dați numele unei televiziuni împreună. Dacă unul, Răzvan la Neața. Dani la Neața. Nu, Răzvan și Dani la Neața. Și mai departe. Există o titulatură care merge de 14 ani. Va mai duce încă o dată. Da. Toate emisiunile pe care le-ați prezentat, fie că a fost Bravo România, fie că a fost X Factor, da, le-ați prezentat împreună. Practic, voi sunteți siamezi vis-a-vis de exprimarea... Am mai primit oferte și singur, recunosc. Dar, na, trebuia să-l și umor. Că ăsta venea după mine gratis. Și atunci m-am gândit... Noi ne-am angajat la prietenul nostru comun Mihai, pe care îl știi. Moș. Ne-a angajat la Timișoara Mihai Moș. La radio. În 98, da, la radio. Pe un singur post și un singur salariu, noi fiind atât de idioți încât ne-am dus cu un singur CV. Adică erau două poze aici, poza mea, poza lui și aici nici nu știam. Diferea doar profilul de... Nu, diferea doar ziua în care m-am născut. Păi nu, ziua și informatică, el și eu, filologie. Și... Oamenii trebuie să știe că amândoi s-au născut unul în august. Da, pentru că legendele am născut, da, legendele se nasc. Doar eu sunt leu. Ei au luat zodia aia. Fecioară. Unul este pe 8 august și unul este pe 24 august. Foarte, foarte bine. După dictatul de la Viena și ziua lui Fuego. Și Andra. Pe 23. Și Andra. El o bagă pe Andra, dar eu zic de Paul, că Paul e născut pe 23. Și dictatul de la Viena. Da. Iar voi, Moș a fost primul care a riscat, zice, doamne... Băi, s-a părut atât de funky că aveam 18 ani, îți dai seama. Și că, a zis, n-am văzut în viața mea, trebuie să-i cunosc pe ăștia.
ne-a dat un test, am dat un soi de interviu și un pic de ceva muzical și un pic de self-mixing și nu știu ce. Ce muzical ai dat tu? Iartă-mă că ne făceam radio deja de pe la... Ne făceam radio de la 16 ani, prin radiouri. Bun, și v-a întrebat despre muzică. Cine a compus sau cine... Dar a... nu fa diez. Nu, la bemol. Dar nu, da, în general... Nu era automatizat radio-ul. Trebuia să ai un pic să știi măsuri. Corect, știi... pentru că tu trebuia să ai CD-ul piesă cu piesă. Și nu... să dai drumul pe măsură. Beat-ul respectiv. Da, acum nu ne mai iese chestia asta, ne întâlnește așa. Dar aveam o super fonotecă la Timișoara, la Radio Vest. Era un studio echipat de BBC. Aveam o masă Soundcraft, cum nici Radio Contact la București n-avea. Deși aveau aceeași Soundcraft. Aveam era veche, dar era o tăviță cu... Acolo, 10 ani de zile, a stat... Ei, 10 ani. Câți au fost acolo? Nu, 4, până atâna facultatea, 4, 5. Și a mai stat 4, un pic. Și a mai stat un pic la Lugoș, am lucrat. Sociologia sau...? Dreptul și, ca să nu mă ia în armată, dreptul și sociologia. Sociologie. Nu, un an jumate mă aștepta asta cu mașina jos, eram îmbrăcat la cravată. Eram șefi deja. Eram șef la Lugoj. Eram șef. Și la Timișoara, Răzvan se ocupa de programe, era director de programe și eu eram șeful tehnic al tuturor stațiilor din țară, adică... 10 stații. Ia-o pe asta! Adică... La 22 de ani. Era foarte greu. Putrezi de bogați eram! Păi am venit la București și... Putrezi. A rămas putrezi. Am rămas putrezi. Iar la Lugoj am avut subalterni, asta a fost cel mai greu. Da, și secretară. Nu știai să dai ordine sau cum. Nu, și secretar asta știam, dar nu știam să luăm feedback-ul înapoi. Pentru că noi le ziceam de cum au legat două melodii cu un jingle prost și ei ne zicea, da, tu știi cât e un Pampers. Și nu am reușit niciodată. De ce te duci? Adică practic ne-ai găsit o cale de înțelegere cu respectivii cât uși de puțin. Ba da, dar erau foarte... Noi n-am știut că un director trebuie să se uite și la latura umană. Corect. Acum am angajați la rândul meu și îi văd altfel. Atunci ne interesa doar beat-ul să meargă, să avem Neumann. Aveam un Neumann, mai știi, îl ținea Alin într-o cutie de lemn. Man. Și n-aveai voie să deschizi, să închizi ușa cu el scos. Era microfonul nostru de producție. Și era sfânt. Era Sfântul Graal. Se deschidea. Lua microfonul, cu mânuși. Îl punea aici, se trăgeau vocile și dacă vrei să te duci la pipi, să deschizi ușa care face presiune, toată lumea știe, zicea, nu, că atât de valoros era pentru noi. Practic, în momentul de față, singurul lucru pe care mai rezistă sau singurul numitor comun sunt niște lavaliere în platou și niște trupe care vin să cânte vis-a-vis de sunet, pentru că locul în care sunteți cinematograful Excelsior n-are... Nici măcar acustica pe care o aveați în zilele de început. Da, dar nu pot să vând din casă. Noi auzim mai multe lucruri în căști decât aud alți prezentatori TV și să știi că avem mare grijă. Adică încă eu aud când inspiră Răzvan și știu că urmează să zică ceva sau că am vorbit prost și trebuie să intervină. Ține multe lucruri din radio pe care le-am adus în televiziune. Nu, dacă o prindeți... O punem la ciorbă. A murit. Să o băgați la ciorbă, e carne, nu? În epoca asta nicio... Este prima muscă, iată, din nou premieră. Cred că astăzi o să fie un podcast prinde. Este de la Bobonete, este trimisă. Cum să fie? Băi, Bobonete, cine l-a propus în emisiune acum 10 ani? Tot tu? Bă, băiatule, dar mi se pare că și pe el s-a propus. S-a propus singur, mă, trăiți. Eu sunt aproape rudă cu Bobonete și ne-am... Cum ce înseamnă aproape rudă cu Bobonete? I-am moșit copilul, cum se zice. A dat la grindă. Și noi avem și o poză pe care am tot publicat-o, singura noastră poză împreună. Mâncam cârnați la el, la Baba Novac, într-o bucătărie. Așa. Și la un moment dat... El avea o promisiune de la Pro... că va juca într-un serial. El făcea stand-up. A mai fost la Neața, episodic, dar nu s-a legat, nu a mers. Și... Vărul din Giurgeni. Și vărul din Giurgeni a fost construit la Cârnați. Mamă, îmi puțeam tot blocul, îmi făcea Cârnați și jucam FIFA. Și... după un stură... Când am plecat... Și baba asta Novac, ce ziceam? Stăteam aproape... Cătorile voastre. Mai aveam un hobby, ne uitam, el avea un binoclu și un... fel de telescop da. Și ne uitam peste, acum se face asta online, dar înainte nu exista. Și ne uitam peste drum de el, era un bloc foarte departe unde oamenii, neavând vecini, își țineau toate perdelele deschise. Și jucau camps. N-am văzut dragoste sau sex niciodată, dar în schimb am văzut o felul de scene de-astea. De exemplu, mi-aduc aminte că și acum o țin în minte. Am văzut un puști care a fost prins de părinți că fumează. Și era acea discuție. Și arăta. Iar noi puneam voci pe ce vedem în alea.
Și mi-am dat seama că i-a zis, bă, ce nu se pare că noi pierdeam ore făcând asta? Zice, bă, da, zice de cum timp era timpul. Da, că nu... Da, nu mai făceai asta, nu mai avea asta. Atunci, pe vremea aia, 2000... Corect, și am construit corect, acest personaj oarecum pe drum mergând spre casă, că stăteam aproape de el în mașină, la telefon. El mi-a zis că nu-și mai poate plăti chiria și să facem ceva. Și a fost, nu pot să zic toate lucrurile, trebuie să le zică el, pentru că au fost niște... Mie mi-a zis despre cârnații care... care erau să, apropo de și locurile în care mergea cu neamțul, mi-a spus de cârnații care erau să o omoară pe toți pentru că erau niște cârnați stricați și i-au pus în cuptor, probabil într-o altă aventură cu neamțul tot prin Baba Novac. Da. Dar au fost multe, multe lucruri de genul ăsta și mă bucur că am aflat numai în primele 5 minute ceva nou despre voi. Eu cred că ați terminat clasa 12 împreună. Da. Ați fost la întâlnirea de clasa 12, noi la Shaguna, iartă-mă că aduc și Shaguna în discuție, noi cântam la final. Voi la finalul clasei a 12 ce ați făcut? Gaudeamus igitur iuvenestum sumus. Postiu cu nam iuventutem, post molestam senectutem. Aici m-am oprit. Nos habebis humus. Aici nu știu. Adică o să fim pământ de flori. A, eu am crezut că e humusul de la libanez. Așa, dar o corecție mică. Tu n-ai fost la Shaguna, ai fost cu Andrei Shaguna. Uite așa! Colegul tău de... Da, păi, hai să fim, să luăm varianta corectă. Știe toată lumea că Horia a prins curcubeul alb negru. Adică... să nu să mai... Stăm... Lasă, că-mi place. Eu am venit aici, mi-am făcut... Și ai văzut speech. Toate mașinile astea. Horia bunicu orchestră. HB orchestră. Eu am fost timid. Ai fost timid? Intrăm o viață sentimentală. Când în timpul școlii. Erai un tip timid. During the school. Și la întâlnire de 10, 20, 30 de ani, de fiecare dată, mă duceam la domnișoarele respective și le reaminteam, să știi că mi-a plăcut de mult, foarte, foarte mult de tine în timpul școlii. Vi s-a întâmplat să vă îndrăgostiți de o fată în timpul școlii, să nu-i spuneți, bă, îmi place de tine, sau hai să-ți dau un suc? Aici el, eu n-am avut chestii. Eu am fost clai de mic. Zvan a fost poetul școlii. Am fost poetul Gării de Nord. A scris... Surâsul fetei din tramvai m-a fermecat definitiv, am încă o dramă la activ exact ca domnul Ion Susai. Și acum tu zici, cine e Ion Susai? Cine este domnul Ion Susai? Un prieten al meu, nu știi tu. Știi, mă, din Filantropica? Ba da, mă, ba da. Răzvan scria la ziarul școlii. Așa. Nu, era al meu, mă. Da, da, era scrie al școlii. Era al meu, mă. Școlii. Tata avea niște hârtie, că era rost ca mie gazeta de la Sport, știi? Da, da, știu. Și eu l-am făcut împreună cu ăștia de la filologie, colegii mei. Da, eu scriam, eu îl vindeam, eu luam banii aia, pa. Avea editorial. Da, pentru unde că nu putea banii? Să-mi scoată... Unde sunt banii? Unde? Unde sunt și aia de balul de clasa 12 pe care l-am făcut cu Dani? Am făcut cel mai tare bal de boboci. Inclusiv acum mi-a spus cineva din liceu că e dat exemplu. Da. La fel și eu la Shaguna. Ce ați făcut special pentru balul de boboci? L-am mutat. Pentru că de 30 de ani s-a ținut la Palatul Pionierului, cum ar veni. Da, și noi nu mai eram pionieri și ne-am mutat la Palatul Culturii, că eram culți. Mai mulți oameni la Palatul Culturii? L-am mutat la Casa de Cultură. Mm-hmm. Și am avut sponsori. N-aveai voie să sponsorizezi. Nici atunci. Am luat și bani și țigări. Iar nu vreau să termin acest podcast. Doamne, unde sunt banii? Unde sunt banii pe ziar? Unde sunt banii de... I-am împărțit ca în BD. Una mie, una ție. Două ție, una două mie. Bine, și ce ați făcut acolo? Dar a rămas memorabil. Păi am făcut probe. Ai cântat? Ai cântat? N-am cântat. Ai prezentat? Nu, mă. N-ai prezentat, n-ai cântat? Am avut țep și ne-am vopsit în cap. Ne-am vopsit, ne credeam George Vintilă, mă. Da. Ne credeam. Salut, generația pro, mai știi? Generația pro. Da, și am avut și premii, până atunci nu se dau premii. Da, am avut premii și banii, da. Aia zic. V-ați gândit vreodată să invitați pe cineva din București, cineva cunoscut? Da, dar n-aveam bani. Nu, și nu... Dar tu nu cântai, Horea. Eram prezentator, mă. Băi, nu cântam, mă. Băi, eram prezentator. S-a lansat la 35 de ani, Răzvane. Da, la noi s-a lansat. Știa cui a fost ideea să se lanseze Horea. La cine, mă? Cum a ta, mă? Băi, fii de aici. Glumă, dar am și eu o chestie serioasă, vă să vă spun și vreau să o primiți cu toată seriozitatea. Eu m-am născut ca persoană publică în 93. Din 93 până în anul de grație 2022, eu nu am cântat niciodată la zilele Reșiței. Eu vă pot acuza pe voi doi că ați dat telefon și
Brenciu, la fiecare primar, domn primar. Știi că noi, suntem Răzvan și Dani. Brenciu nu, noi lista neagră. Noi n-am prezentat niciodată zilele rele și nu cred că nimeni ceva. Nu este profet în țara lui. Nu dar cred nu așa. Dar nu ne cheamă nimeni. Au vrut să ne dea, să ne facă cetățeni de onoare și noi am vrut, pentru că la Reșița, nu știu cum e la Brașov, dar îți dă și loc de veci. Îți dă groapă. Și eu vreau la cimitirul 7. Că e mai aproape. Am fost și la Grădința Amorului cu program prelungit și am vrut la cimitirul 7 acolo, sau nu, mă rog, să fim, să fim unul lângă altul. Să ne pune pe la grădiniță. Pe mine un pic mai sus. Un pic mai sus. De ce mai sus? Că mori înaintea mea. Ai un stil de ce crezi asta? Are un stil de viață dubios. Nu e adevărat, nu e adevărat. Da, dar voi compensați. Tu în dragoste, tu în sport. L-am ascultat. Ce a zis primul lucru când ne-a cunoscut? Să mă las de țigăt, nu? Da. L-am da. Ascultat da. Și mai fumez, uite, de 10 luni sunt... Ia mă țigara de-n gură! Ai, Pix, iartă-mă. Da, ce vrei, unde vrei tu să ajungi? E ca, fii atent, îți aduce aminte Țociul la ultima noastră emisiune? Da. N-am putut să ținem emisiunea, că la 2-3 minute zicea, n-am niciun proiect, dacă se poate. Și acum am prins câteva. Am înțeles. Uite, o să întreb pe Dani. Acum o să vă iau pe rând. Da. Acum vă despart. Ca și interrogatoriu. 25, că tu te pricepi. 23, 30. Nu, să încerci spre un 4. Păi sunt fonturi de prompte, Răzvan. Da. Nu mai vede nimic. În 1980 a fost un an bun. S-au născut doi copii. Sunt în fața mea, nepoții mei, Răzvan și Dani. Foarte multe vedete din muzică îmi spun ce mai fac nepoții tăi. Nu știu dacă sunteți întrebați ce mai face bunicul vostru. Niciodată aproape. Nu te drept, dau 12 prin... Mă rog. La coadă ne mai întreabă oamenii. Lumea care te aplaudă acum pentru faptul că ești un pilot care a reportat și niște premii interesante în ultima perioadă. Da. Ei nu știu, unii dintre ei, că tu de fapt erai pilot încă din Reșița. Adică nu e o pasiune. Ai întâlnit tu... Fișa, iertă. Cine a făcut fișa? A făcut altcineva fișa. Știu ce? Zi. Aștept întrebarea. Deci... Aștept întrebarea. Urmează întrebarea. Cum s-a născut această pasiune în Reșița. Am 30 de secunde. Dragul meu, eu nu am această pasiune fizică. De ceva timp. Practică. Da, pentru că nu am avut niciodată buget pentru ea. M-am întâlnit cu niște grei din lumea noastră auto la evenimentul de sâmbătă și le spuneam că noi aveam curse stradale la Reșița, dar n-aveam casă la Bulevard Carăzva, mă rog. Dar ajungea mirosul de cauciucuri și de doi timpi, de la carturi, peste stradă la mine. Și duminică dimineața știam. Și te-ai dus la carturi în Reșița? Nu. Asta îți puteai permite? Nu. Nu, noi am fost foarte săraci. Sincer. E extrem de săraci. Chiar am fost foarte, foarte adică, săraci. Adică e sărăcie și după aia e foarte săraci. Nu mai era o chestie foarte scumpă. Ce ai? Ca să fii la clubul de carturi de la Reșița? Horia. Adică tu trebuia să te duci acolo să-ți alimentezi financiar propriu cart. Da, bineînțeles, trebuia să ai și niște bănuți. Da, hai să spun ca și la Navo Modelist și ce mai era pe acolo. Eu am fost la Navo Modelist, la Palatul Pionierilor. Mi s-a dat o mapă și hai faceți copii, dar nu. Nu, tu n-ai fost la Navo Modelist, ai fost colegul lui Vlaicu când a zis hai să facem împreună. Și acum plâng după binținți. Ziceai deja de cine de crezi cart? Că a sugerat că aeroportul să numească Alicant? Cine? Tot la sugestia lor. Da, nu vreau să trecem într-o zonă foarte emoțională, dar să știi că eu am momente multe în an când îmi sare în cap aceeași imagine. După 90, în loc de pâine, cum era pâine la Reșița, la Boulevard, la 23 august, era tutungerie. Care de fapt era o consignație, nu era tutungerie. Și acolo tot timpul puneau ciocolată în vitrină. Și mi-aduc aminte că după fiecare antrenament, că făceam antrenamente destul de grele, mă rog, ce făceam eu fizic pe atunci, dar fără bani, și mă puse și fratele meu să merg la sală după 14 ani, că eram uscat, mă opream și mă uitam în vitrina aia, la ciocolata africană. Și am descoperit mai târziu că nu era cea mai scumpă ciocolată din vitrină, dar cred că în primul an de vizionat ciocolata africană n-am avut bani să o iau, niciodată. Câți ani aveai atunci? 14. 14. 94.
Și tot atunci ne-am apucat și de treabă. Și cumva ne-am promis chestia asta că noi nu o să... Vezi că noi nu avem poveștile alea cu om dormit în gară, n-am avut de... Pentru că noi ne-am câștigat banii de la 17 ani. Lucram la... cu liceu, am câștigat care pe care la TVR Timișoara, prezenta Mihoc. Florin Mihoc, am bătut Deva Timișoara, adică... Am bătut Deva, am bătut Timișoara, am ieșit noi pe primul loc, niște, unii din Reșița, nici nu știau să spun exact județul de Reșița, și la TVR pe Pestaloții acolo la Timișoara ne-au chemat la caserie și ne-au dat niște bani. Eram clasa 11, nu? 11-12. Da. Erau atât de mulți bani pentru participare la o chestie de genul ăsta că am zis, wow, asta trebuie să fie treaba. Și după aia ne-am angajat în 98. Povestea este așa. Ne-am dus, ne-am angajat, ne-au pus pe weekend, că nimeni nu voia weekendul, nu era automatizat, deci stăteai tu să dai play, puteai și mai rău să prinzi noaptea. Câte ore era program? Ca la neața acum. Fără număr. Nelimitat. Și am plecat la București că aveau ceva treabă. A fost ultima mineriadă, aia cu pacea de la Cozia. Au prins în spatele cordonului de jandar și n-avea cine să facă matinalul. Mihai făcea matinalul, a sunat, a zis, asta e șansa voastră. Am intrat. Cam filmele americane, când se filmele vorbește... Da, asta e a doua de fapt. Eu n-am preluat așa când v-ați fost voi la Reșița, deloc. Nu, ok. Le-am liniștit pe telespectatori să vă întoarce. Și am rămas acolo. Ne-au luat după aia în echipa de matinal după vreo 6 luni, dar ne-au pus pe drive time, după aia ne-au pus într-un late morning de la 11 la 1 sau cât avea. Și mai ne-a luat Mihai și am făcut primul morning crew, cu trei, așa, cu omul de pe sport și cu omul informat. Pe care am văzut secvențe din matinalul ăla. Nu știu dacă... Ba da, că erau înregistre să transmiteau aici colo. Nu, asta era la Timișoara încă. Da, Timișoara, TVR Timișoara. Radio Vest Timișoara. Dacă există secvențe, e bine că intrăm și noi în istorie. Sunt niște fotografii, dar nu cred că sunt... Tot așa arătam. Sunt nu. Tot așa. Știi foarte bine, nu vreau să eram insist. Eram mai imberbi. Nu, imberbi fără nimic pe față. Puneam să nu se spele pe cap, să, că eu am zis, așa am crezut că omul de radio, de asta mai trăiește în speluncă. Nu mai, da, jigărit așa. Miroase țigări fără filtru. Eu v-am dat o poză când am fost odată invitat la Național FM și inevitabil a urmat, după ce spui tu, experiența Național TV. Iar acolo am văzut o poză cu voi. Cred că Mihai Moș a pus-o acolo. Nu facă de râs. Nu, ca să vadă începuturile. Adică și eu nu sunt mândru de faptul cum arătam acum 30 de ani. Hai că erai frumos în alt... Nu, mai bine zis, acum 20 de ani. Da, când am început să-mi filez nu știu ce părul. Da. O poveste care poate o să rămână undeva. Sper că de-aia avem podcastul. Absolut. Întâmplător sau nu... Căminul în care am locuit eu în primul an de facultate, că n-am avut bani de chirie ca alții, era aproape lipit de clădirea radioului. Deci aproape lipit. Treceau două mașini printre ele, cred. Nu știu. Și Răzvan a zis, vezi că vin, mă opresc, te iau de la cămin și urcăm acolo cu CV-urile la interviu. Și mi-aduc aminte că eu aveam o singură cămașă. Era o cămașă neagră cu verde, părea din satin și cădea așa pe umeri, ca pe vreun, să mergea la discotecă. Și avea și două falduri la spate aici. Nu știu dacă era de băieți, dar, mă rog, era singura mea cămașă. Eu nu aveam două cămăși. Cu siguranță nu era o mini-jupă. Avea multe tricouri, ca și alții. Și mi-aduc aminte fața lui Răzvan, poate nu-și mai aduce aminte, deschid ușa și el se uită, eu eram frezat, parfumat, eram țiplă, mă bărbierisem, că aveam deja barul. Trei flace, cum se zice, da, erau acolo. Și zice Răzvan, mă măsoară așa, deci era cămașa singura, cămașa bună, părul impecabil, făcut pe o parte așa, cum purta tata, și miroseam frumos. Și Răzvan zice, ce asta? Și eu zic, păi pentru interviu. El avea o helancă până aici pe gât, bă, parcă voit își lăsase și un coș, jur, supura. Și avea un păr de ăsta bine ca azi. Supura. Și zic, păi tu? Și zice, băi, oameni de radio... Nu sunt așa ferchezuiți. Oamenii de radio sunt mai în spatele, înțelegi? O să fie, cine știe, ne vedem cu vreunul gras, urât, cu vreuna despletită. Te rog să așa. Și m-am dus la baie, mi-am stricat freza și nu mi-am mai luat cămașa și ne-am dus așa mai pe... Și am făcut bine, nu zic de ce. Povestea e înainte de toate, când noi am plecat cu ultimul tren din Reșița, 98, așa cum ne place nouă să spunem. Între a 12-a
lucram la asta cu care pe care. Uh-huh. Eram la Dani în bucătăria pe care ai văzut-o tu, știi că ne-am oprit atunci. Da. Și am mâncat unde se serveau niște clătite așa. La geam. Da. Eram acolo pe vremea aia, le făceam pe riscul nostru clătitele, ele făcea și o dădeam cu un șervet ca să scoate mirosul, fum, să nu se prinde că am făcut clătitele și erau prostie, îți dai seama. Și într-o dimineață, pentru că erau tot fel de repetiții, chestii deplasate la Timișoara, la filmări, mai n-am avut chef să ne ducem dimineața aia la școală, primele două ore, nu știu ce avea asta, chimie și eu aveam latină, ceva, și am mai lălăit-o pe acolo, știi. A intrat mama lui Dani că își uitase ceva acasă și asta e poveste 100% adevărată și pe frigiderul Fram pe care îl aveam cu toții în casă stătea și un televizor sport al negru de la cu scobitoare pe programul 2, unde erai tu la o emisiune. Pe programul 2. Da. Nu știu, era programul ceva. Doi, că pe primul program Andreea Esca, de exemplu. Da. Și era poate o reluare, nu știu ceva era. Și a început reboiul. Unde vreți să ajungeți, ce vreți să faceți cu viața voastră, mai aveți 3 luni până la BAC, nu știți unde mergeți la facultate, o să ajungeți la coada vacii, tu o să te rogi de tact, o să te angajeze la IRE, cum era atunci Enelu pe vremea aia, tu să te rogi de tact, o să te ia la combinat, ce e cu voi, stați, nu faceți nimic, mai și pipam pe vremea aia, fumam la geam așa să nu mă vadă vecin. Vă bate joc, ce vreți voi de la viața asta, asta era întrebarea. Și Dani s-a ridicat, era un pic nervos să umflați o venă așa. Și te-a arătat pe tine la televizor și a zis, noi ca ăsta vrem să fim. Atunci mama lui Dani, și asta e o chestie adevărată, a zis, bă, voi nu vedeți că ăsta e înalt, frumos, cântă, voi sunteți doi pârliți de la Reșița, nu o să ajungeți niciodată acolo. Cântă. Asta m-a... Asta ne-a omorât. M-a lovit în creștet. E înalt, frumos. Era târziu pentru a te apuca. Și acum spuneți-mi sincer. Maica ta știe de experiența noastră din 2015? De la Sala Palatului? Da. Vezi? A avut dreptate. Și te-a ambiționat. Pentru că altfel, în primul rând, vreau să spun că nu s-a mai făcut un spectacol asemănător în sud-vestul Europei. Și momentul pe care l-ați făcut voi doi acolo este unul dintre cele mai frumoase, dacă nu cel mai frumos, pe care s-a întâmplat la producțiile mele, cele 10 producții de la Sala Palatului. În poze, că eram bine îmbrăcat. Dar nu. Orea, nu. Am, dacă nu, oamenii... Nu am recitat, nu. Nu, n-am recitat acolo. Noi n-am recitat acolo deloc. Pentru că ce s-a întâmplat acolo mie și acum îmi dă foarte mare emoții. De ce îmi dă emoții? Pentru că atunci au fost lângă noi Jorjac. Da. Care nu mai e? Atunci a fost lângă noi... Nanelu. Mamă, și cum a fost la repetiții cu ei... Vreau să vă spun că toate emoțiile astea pe care de fiecare dată și cânt asta în ultima perioadă, în ultimul an, după pandemie, cânt această piesă pentru că Vagabondul vieții mele este un fel de My Way românesc. 100%. Este o piesă care e atât de normală și atât de firească să o cânt și e cântată de foarte mulți oameni. Dar când le spun, doamne și domnilor, această piesă am auzit-o prima dată, mi-a spus-o Gigi Dinică. Și când am cunoscut și Penelu Plășteanu, cercul s-a închis. Și nu uitați, că și Răzvan și Dani au cântat această piesă. Știi? Și deja zice, da, ăsta trebuie să fie originalul. Știi ce melodia? Știi care e povestea acestei piese? Nu. În 1958, dar... la Sanremo, piesa de pe locul 3 se numea Mala Femmena. O găsești destul de greu pe YouTube și este Mala Femmena, Mala Femmena. Da. A luat-o cineva și i-a făcut repertoriul lui Nea Titi Rucărean. Ah, Titi Rucărean, da, știu. Care prieten cu tata Titi Rucărean. Da? Da. Care o cânta până la un moment dat când am împrumutat-o Gigi Dinică. Și iartă-mă, aici... piesa începe ceva de genul ăsta. Da. La mulți ani, copii. Mulți ani, copii.
cârciuma din cartier. I-am zis că e război aici. Tot eu cântăm. Unde se cântă și, și se bea. Vreau astă seară să petrec. Cu ce, Dani? Cu amintiri din viața mea. Oh, yeah. Am mai făcut câte o beție. Oh, una! Am mai iubit niște femei. Și m-am vândut la galerie pentru bile de câțiva lei. Sunt vagabondul vieții mele, ca într-un film curaș. Păturător de praf, de stele. Și cu surgiu fără gust. Iar când ador spre dimineață, mă reproșez de la început. Când am luat totul de la viață și nu i-am dat cât aș fi vrut. Intermezzo. La mulți ani, copii, mă bucur că sunteți aici. Am fost și prinț și cerșit. Așa. Un trădător, un om cinstit. Cinstit, cinstit. Numai cu viața de prezentator. Eu niciodată n-am glumit. Tu niciodată n-ai glumit. Dani, ai mai și râs. De unde ne răzi? Am fost bogat și am fost falit. Și toată lumii nebunie. Eu nepoții mi-am iubit. Și pe plăciul am iubit. Sunt vagabondul vieții mele, ca într-un fiu curaș și apun. Păturător de praf, de stele. Și cu surgiu. Iar când ador spre dimineață, îmi reproșesc de la început că n-am luat totul de la viață și nu i-am dat. Și nu i-am dat. Și nu i-am dat. Și nu i-am dat. Cât aș fi vrut. Bravo, bravo, copii! Mulțumim, Alice! Mulțumim, Alice! Trebuia să ne anunțați, pentru că noi avem o relație dubioasă cu Vioara. Trebuie să vă explic ceva. Ce anume? Am prezentat un eveniment mare. 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 La Piatra Neamț. După care, organizatorul ne-a zis, ne strângem într-o cârciumă aici la noi, stăm 5-6 oameni și cântă în continuare provincialii cu moldovenii, când se mărise gașca. Aha. Îi pupăm pe provinciale. Și am stat... Toată noaptea. Da. Erau mai mulți cântăreți studiu decât noi. A studiu. Băi, nene, și când a început Vioara, nu mai știu, plângeau ospătarii, plângeau doamnele de la bucătărie, plângeau Răzvan și Dani, plângea toată lumea. Și ei, moldovenii de la provinciale, nu înțelegeau, dar unde i-am lovit atât de tare? Noi nici nu stăteam toți într-o încăpere, că era strâmt. Și unii stau după colț, sunetii, studii. Dar ce cânta? Ce piesă era? Ciprinel Porumbescu, bineînțeles, că acolo ne-a lovit grav. Eram și în starea obosiți de la părți. De-aia zic, e greu cu Vioara la Răzvan și Dani. Noi de-aia nu avem Vioara la emisiune. Am înțeles. Ca atare, eu zic să aplaudăm pe Alice. A fost o Vioară foarte feminină. Mulțumim, Alice. Mulțumim, Alice. Așa se îmbracă acum la Vioară. Așa intră oamenii. Îmi crezi că e ca la escape room. Știi că n-am fost niciodată la un escape room. Dar au fost copii, toți din orchestră, s-au dus la escape room. Dragă tată,
Dacă tată mai cu state vechi de plată. Ianca și Tudor vor televiziune, radio sau prezentare, pur și simplu? Nu, răspuns de nu. Sperăm să nu. Da, Ianca îmi spunea la un moment dat că vrea un... într-o zonă de asta care ține de actorie, m-am opus total, cum s-a opus și mama mea când mi-am dorit să fiu actor, știi, că am vrut să fiu actor, după aia ea a vrut să fiu medic stomatolog, n-am potrivit-o de nicio culoare. Deși mama mea a fost cea care ne-a încurajat tot timpul și ne-a zis, locul vostru e la București, Timișoara e prea mică, Reșița nu mai vorbim, a fost tot timpul. Bine, ea și se duce în sfere foarte înalte, că acum un an mi-a zis, vezi măi mamă, dacă ați fi învățat voi engleza asta un pic mai bine, așa zic, dar de la ce te-ai luat? Zice, uite, Jimmy Fallon ăsta, că nu e cine știe ce. Adică voi puteați, știi? Jimmy Fallon ăsta, nu e cine știe ce. Deci tipa se duce acolo. A fost când ne întorceam de la radio, de la Radio Contact de la Reșița, trecem prin fața casei mele, Dani stea un pic mai în spate față de cum era. Mai în spate fiind 400 de metri, adică să nu crezi că e o distanță. Și ne deschidea ușa și zicea, hai, ne punea la masă la o ciorbă de asta și zicea, ce e, de ce folosiți, aveam niște mici regionalisme, știi, în vremea aia. De ce folosiți textele, de ce nu aveți coerență? E, aiurea, nu știu, zicem cafea așa acum, știi. A. Și era ca un soi de, mai târziu, nu, așa se întâmplă la București. Aircheck, știi, adică aha, după o emisie, ei, împreună cu directorul de programe și directorul muzical, faci un aircheck al programului. Unde te-ai dus bine, unde ai încărcat-o bine, unde ai lăsat-o, unde... Și asta făcea mama fără să știe atunci, știi? Bine, ne scotea din minți, da. Cumva a fost un om care a pușat, știi? Eu ascultam, dacă avea șnițele, nu era nicio problemă. Da, adică... Chiar o ascultam, oricum mai certau odată și mama acasă, deci era ok. Ele s-au întâlnit vreodată? Da. Să vă certe pe amândoi și au unit efort? Nu. Nu, profesional nu, niciodată. Nu. Dar s-au întâlnit odată, pot să spun asta? Pot să spun asta, oare? Nu mai știu. Când am devenit eu regele vostru? Acum ai lansat o măslină, trebuie să mă cămă la capăt, iartă-mă. Când am dar vă spun data viitoare. Da, ce înseamnă regele vostru? Deci, noi am fost trei prieteni în gașcă. Eu, Robi și Răzvan. Și, evident, eu fiind și mai... des la țară, eram considerat săranul familiei și al grupului. Și nu eram foarte respectat, dar am câștigat respectul pentru că după o vară în care am avut un fel de iubită la țară, care era mult mai mare decât mine, bunica, pentru a mă scăpa de acea fată care era un fel de satana privită, o salut și acum, este striptoză undeva în America, profesionistă. Trebuie să fie în vârstă. Dăm un nume să mă... Camelia. Camelia, te sărutăm. Știe ea. Știe. Nu, că știe română. Adică ne întâlneam cu bunicii la țară. Vezi, dacă documenta asta mai bine, ne aducea o bară aici și începe o doamnă. Da. Alice, vine înapoi! Alice, vine înapoi! De ce sunteți, mă, măgar? A făcut o școală, Alice. A făcut o școală. De ce sunteți, bă? Așa, și bunica ta ca să pe... Dar vezi că n-ar fi rău. La România au talent, n-au avut stricteză cu vioară. Mai asta, Alicea. Cu vioară și făină. Nu fi meltean. Camelia, te sărutăm. Bunica, pentru a mă scăpa de această poveste. De Camelia. Mi-a scris. Că am zis de două ori la televizor de ea. Și... Nu ți-a trimis un video. M-a pupat cu limba. A fost primul meu sărut cu limba. A fost ceva... M-am întrebat dacă nu cumva mi iese pe urechi. Dar nu știam ce... Dăm voie să spun, din partea unuia care e puțin mai... puțin mai mare decât voi. Iubire, hai să le spun ceva băieților. Te poți duce până afară, că discut cu băieții ceva bărbătește. Are 30 de ani. Păi da, mă, dar nu e... Dacă îmi dați ciorba, plec. Da, îți dăm și ciorbele. Ia de la copii. Uite ciorbele alea. Și am 31 de ani chiar. Are 31 de ani. Auzi, dar tu te-ai săturat să faci munca de jos aici? Că de când ne știm așa? Fii atent, Ștefan, mânică. Are niște... Hei! Bună și asta. Iartă-mă puțin. E o chestie foarte importantă. Această Camelia... Hello, Camelia. Eu cred că te-a plăcut. Era la țară unde era bunică, da, corect? Da. Bun. Ea te-a văzut pe tine. Da. Tu oricum erai prea timid la vârsta respectivă, ca și mine de altfel. Pentru că noi suntem aceeași... Aceeași a luat. Absolut. Da. Iar ea a fost făcut pasul. Ea a stins lumina din căminul cultural în timp ce juca în tenis de masă. Era la ultima minge.
Pe mine, dacă mă... Dar unde jucai? La Căminul Cultural, dar am jucat pe tenis. Era nu, dar incredibil. Acolo, ce nu, pe era timpul verii, Răzvan. Da, era scuză-mă. Lasă-mă puțin. Nu, e Răzvan, lasă-mă. Băi, era hârtie creponată cu bine ați venit? Avea. Avea, nu? Fii aici. Răzvane, n-ai fost acolo. Imaginează-ți puțin. A stins femeia. Bă, nu ne-a luat niciodată la țară, înțelegi? Nu ne-a luat. Era rușine cu noi. Mai e casa la țară? Bineînțeles. Uite. Moșier, bar, avea două țări. Uite, țara 1, țara 2. Vară... Noi, asfalt. Copiii asfaltului. Deci fii aici. A stins lumina și te-a căutat pe întuneric? Da, știa unde să vin. Nu cred. Eram la serviciu. Bine, pe mine dacă mă întrerupi la ultima minge când sunt și chiar în avantaj, poți să-ți iei un pumn în gură. Întâmplător n-am dat. Pentru că s-a stins lumina. Și atunci mi-a băgat treaba asta. Exact. A fost un șoc pentru mine. E, s-a înfiripat ceva și atunci bunica, pentru a face cumva să oprească această... Era și o discrepanță, idilă, niște ani între noi. I-a spus o poveste mamei mele, care nu știm cum a ajuns la mama. Mama a luat povestea și a spus-o mamei lui Răzvan. Nu cred. Da. Și bineînțeles că m-au luat de la țară cu forța, ca să nu pierd virginitatea. Și că asta era frica mamei mele. Ca să luăm pe galbenii, că l-am mai îmbanat. Da. Se dansează cearșaf. Mama nu știa că am mai păstrat-o mult, din păcate. Și ce să faci cu ea? Cine dracu a mai văzut de când băsa la plăcut? Ideea este următoarea. M-am trezit cu ăștia doi la ușă, care erau băieți de oraș pe atunci, erau golanii mei, da, erau Robert. Eram. Nu, Răzvan era, mă rog, era un fel de parcagiu, avea față de parcagiu. Robert era un tip înalt, frumos, chel, arăta ca un interlop, notător, era bine. Portat. Și Răzvan era băiatul lui, cum ar veni de mici. Dar pentru prima oară am simțit că mă respectă. De ce? Povestea prin toate bunicile și mamele a ajuns așa. Ești pregătit? Mm. Deci eu mai mergeam la scăldat cu fata asta și ca să-mi demonstrez masculinitatea, săream din tot felul de arbori și arbuși și eram tot timpul zgâriat. Chiar fără apă. Incredibil. Și la scăldat, la Caraș. La Caraș, da. Și ce a de ce avea apă? Minimă. Era un bani, t-ai nebunit la cap. La gropan. Arunca o sticlă de jumate. Notam la gropan unde se spălau și oile. Dar asta nu mai contează pentru că era apă curgătoare și toți știm că... Că da, de unde zoaile trece. Au venit ăștia doi și m-au scos la un Pepsi pentru prima oară în istorie. Au plătit ei. Și au zis, hai să-ți dăm un Pepsi. Și am întrebat. Și s-au pus ei așa și au zis, zi, cum a fost? Cum a fost? Și acum nu mai știu exact toate detaliile, dar știu așa. Că povestea s-a întors și eu a trebuit să o discut acasă. Deci, eu am fost sechestrat de surorile, că tipa asta avea și o soră. Așa, că erau mai și mult. Și că m-au dus la un sălaș. Știi ce e un sălaș? Sălaș și în pădure? O casă la munt, mai la munte, la deal, unde ții animalele doar pe perioada verii. Și unde ții fânul și toate cele. Un grajd. Și că am fost sechestrat acolo 2 zile și 2 nopți, legat în lanț. Într-un sfânt sălaș, da? Și abuzat trupul ăla sexual trupul de cele ăla. Două surori. Ca să știi oamenii, abuzat este atunci când te trăgi în adăuză. Și acum voi vă dați seama că eu aveam două șanse să contrazic această poveste sau să devin regele unui grup. Da. Pentru că eu am fost, bă, și mă căutau de, dar unde te-au legat cu lanțul? Că mama a și băgat de la ea asta, cu lanțul era de la ea. Incredibil. Bunica au fi zis, șufă. Și mama a zis, lasă să băgăm lanț. Incredibil. Dar eu nu am fost abuzat încă mulți ani de atunci. Da, zici, până la 22 de ani. Bă, haide să nu ne aruncăm. 21. Băi, e formidabil cum... Ne mai pomeni. Voi semănați cu poveștile mele. Să nu puneți asta pe TikTok. Nu. Că o scoateți din context și o vede nevasta mea. Numai puțin. Deci, ea era mai mare. Ea era, dânsa era... Mai mare. Nu, eu oricum te auzi la valiera ta, deci asta e clar. Tu chiar ai, știi că lui se spune brânciu mic, știi care pucăturile lui. Nu e adevărat. Deci, se adă la o șapcă. El a făcut 30 de ani acum, că așa zice pe peste tot. Da, anul viitor fac 30 de ani. Anul viitor fac 30. Deci tu, având etata de 42, dânsa fi mai mare, cam ce... 46. Credibilitate să aibă dânsa stripteză în America. Fie și pentru America. Acum este poate șefă de striptease, poate manager. Nu, da, tu te-ai dat seama, Răzvan, dragul nostru Răzvan. Acum îl salutăm și pe Robi, dar dragul stai, nostru să nu Răzvan. Fac o gafă, eu cred că cu asta se ocupă, că asta, noi ne-am scris la un moment dat, înainte să mă căsătoresc, și am descoperit din poze că cu asta se ocupă, adică professional. Professional care înseamnă o chestie. Stai cu părerea, mă. Păi tu știi exact sau nu? Deci avem două drumuri, la sălaș și
În America. În ce oraș în America? Nu deci pot să zic. Tu mergeai la striptease la Brașov? Aveai voie? Păi nu aveam. Dați. Nu aveam pentru că... Bă, lasă-mă, nu aveam. În cartierul vechi al Brașovului nu exista deloc striptease. Și, pentru că, de ce zic că există similitudini între noi trei? Sărăcimea din Brașov era celebră. La 8 se lua curentul. Eu am citit multe cărți, printre care și Shogun. Și am început și Eliade la greu. Tot Shogunul ai citit? Tot Shogunul am citit. Da, îmi făcusem în subsolul paginii, trecusem pe o carte toate cuvintele în japoneză și mă duceam la școală și ziceam, eu știu japoneză, Saroyumoyama, Yamatama, Toromono, eram mas la japoneză. Și alte cuvinte. Și Hirharakiri. Și dincolo de asta, așa s-a întâmplat și la mine. Fata pe care am cunoscut-o și m-a sărutat, a fost mai mare decât mine, nu știa că mi-a băgat limba. Dar a fost o chestie similitudine cu tine. Dar din păcate, singura dată când am fost... Ce sala Jean Palatului ăsta e prezent? Adu-o la sala Palatului. Bă, dar delirul e mare. Nu n-o mai găsesc. O găsim. Nu n-o mai găsesc. Cum o să taie la montaj? Că e un delir. Mama, ce să tai, mă, la montaj? Aici nu se tai nimic. Cu micuța muci în ceai sau nu ce mă știi că sunt cele mai scluși podcasturi din România? Da. Nu știu, frate, că eu nu am putut să urmez. Stai liniștit, la nu... Măcar pe alea unde am fost. Vezi, ai sărit peste detalii de genul ăsta. Acordeon, avem acordeon. S-a dus și urmă să intre. Deci, lucrul ăla pe mine m-a influențat. Mi-am dat seama atunci. Eu sunt pasionat de acordeon, nu știu, te-am spus odată? Și de acordeon. Dintre aripile pe care mi le-au tăiat părinții mei. Amă, domnule, tu actor, tu acordeonist. Băi, fraților, amă să vă schimbați, mă, chestia eu am, asta. Eu aveam acordeon în casă. Da. Aveam acordeon. Și cântă... Și cântă asta cu... Știți melodia asta? Trebuie să știți. Twinkle, twinkle. Fii, Andrei, trebuie să știi. Nu, pe acordeon, mă. Hai, mă, Edi, mă. Stai, mă. Azi vine circul. Cine crezi? Eu. Vânătorul care atunci s-a temut. Povestea noastră vă va spune tuturor că omul și fiara așa se înțeleg uneori. Refren. La polul nord, la polul nord. Asta e după ce vine factura de la căldură vara asta, tot iarna asta. Vezi? Dar de la ce am ajuns aici? De la prietenie. Deci asta m-am dat eu seama. Eu n-am înțeles. Când am venit în București eram bușbec. Tot ce îmi spuneam oamenii, uite așa mă uitam la ei. După aceea am înțeles ușor, iartă-mă. După aceea am înțeles ușor ce se întâmplă cu viața. Și mi-am dat seama ulterior. După ce am plecat din televiziune, după ce am plecat de la Antena 1, bă, și după ce am făcut filmul la serial la ProTV, mi-am dat seama că, bă, aici, televiziunea asta e cu prietenie. De ce? Pentru că pleci de la una la alta. Dar să rămână amintire, rămână un prieten. De asta v-am invitat pe voi doi și acum vreau să vă mulțumesc public pentru acel moment de la Sala Palatului. Pentru că fără ele, apropo, anul ăsta ce faceți? Mai avem una. Mamă, dar cât s-a milogit Michi de el să ne ia și pe noi, că l-au luat pe toți ăștia, Sele și tot felul de... Asta e, dar... Ia-i băși pe proști ăștia ai tăi. Da. Da, că nu, că nu prea așa, că ăla nu știe să cânte, că ăla... Bine, dar a stat bine la pălărie. Deci revenim la prietenie. Și introducerea a fost genială. Cine crezi că l-a... Iar când ai dat-o aia cu... Doamne, și aș vrea să vă spun ce a făcut... A fost genial. Păi da, a fost genial. A fost ideea ta, ești culmea. N-am făcut nimic. Nu trebuie să spui chestia asta, a fost genială. Ți-ai regizat singur, ai început de statuie. Da. Ți-ai făcut dacă singur ăsta. Dacă vrei face și parastase. Adică... Câte zile ai la Sala Palatului? Anul ăsta? Da. Două. Două. Da, zi. Spune-mi, te rog, da. Pentru filmul Team Building. Cum este? Da. Parla, mă zic că ai jucat în Team Building. Micuțul fiat de aici ce spune așa. Da, zic, nu știu când se dă ăsta, dar mai aveți timp să-l prindeți. Există câteva momente cheie acolo. Da, te ascult. Unul mi-a plăcut că nu s-a spart. A fost ținută deci, secretul. Cred că ți-ai o bobă la gură. Ce e mult pentru tine, că tu nu poți să ții astea așa. Deci, măcar un hint să dai. Bun. Deci, bun. Dar hai să spun o chestie apropo de filmul ăsta. În urmă cu un an jumate, noi filmam. Romania mi-a dat telefon. Băi, uite, eu și eu, Alex Cotex și Micuțul ne-am gândit la tine pentru chestia asta. Zic, ok, dăm scenariu. Mi-au dat scenariu, am văzut că, stai puțin, pe Micuțul îl cheamă Horia Brânci un film? Cum? Eu sunt onorat, dar putea să-l cheme Dan Negru. Deci nu vreau să dea, nu, am preferat Horia Brânci. Ok, perfect. Mergem mai departe.
Și eu apar aici în secvența asta. Da. Ăsta e textul meu? Da. Ok, hai să facem. Și la un dat zice, vezi că ăsta e textul. Vin, mergem în păinița aia, e un costum alb, micuțul se trezește. Dar nu povesti filmul. E pe TikTok, pe tot TikTok-ul. E momentul. Dar de, cine a băgat sala paturi? Asta mă interesează. Ei. Sigur? Da, jur. Niciodată n-am vrut să... Și fii atent aici. Se termină filmarea, uit total de filmare, mă întâlnesc cu micuțul la podcast și înainte cu o zi de filmare, mă uit pe telefon. Stai mă că Andrei a fost cu mine, îmi zic eu. Stai că Andrei a filmat și mă uit pe telefon. Play. Și totul va fi bine, ne întâlnim, micuțul. Aș vrea să spun Horia Brânciu cel adevărat, că ești nu știu ce. Când totul se va fi terminat, o să fie bine, ne vedem. La Rai? Nu, la sala palatului. Și mă uităm continuare la Brânciu. 27-28 noiembrie. Opresc ăsta. Băi, noi avem spectacol la sala palatului noiembrie. Când? Da. Bun. Deci, practic, eu n-am știut anul trecut că am fost un fel de Nostradamus și am zis, noi nu știam anul trecut că avem sala palatului, pe care nu noi am zis. Acum am înțeles. Tu ai tras cu mult timp înainte să știi dacă ai întâmplător, sala palatului. Întâmplător, a picat tot în noiembrie. Întâmplător. Bun. Bun, să mergem mai departe. Mai aveți întrebări? Da. Friptura. Bă, pe bune, ce de Ciorasol. Ciorasol, risotto. Ciorasol. De ce ești tu de la... Este, nu e rasol, este ossobuco. Băi. Ciolan. Feliat. Băi, de unde sunt, de unde ai luat ossobuco? De la The Grill? Nu e de la mine, nu. Sigur? Așa porție mare? Numai aici, vă dați seama dacă este bun ossobuco de la The Grill. Hai sau să nu. Mâncăm. Dar nu trebuia să zice acum, da, bă, trebuia să-mi lase să băi, nasol, e de la The Grill. Păi și de ce e zis? Mergea cu castraveți covăsiți de aia. Am, îmi pare rău, dar trebuie să aibă inițiativă ăștia de la The Grill când dăm o comandă. Am gata-și gura de 8 milioane, zi mersi când ne-am trimis astea. Bă, nu mai faceți glume proaste. Eu îmi pierd clienții din cauza ăstuia, bobonete și al lui Robert Tudor. Eu tocmai ți-am făcut reclamă la The Grill. Eu tocmai guși din ossobuco de la The Grill și e foarte chiar bun. Deci nu mă compara cu ăsta sau cu bobonete. Eu sunt bunicul tău. Da. Să rămână soția mea. Soția mea tocmai acum a intrat. Să rămână. Ea nu e bunică. De mult aici. Nu e bunică. Băi, este... A? E o doamnă. O să fiu bunica. O să am 5 nepoței. Ok. Ce, zine acum? Da, astăzi am primit o veste formidabilă. Azi? Da. Chiar astăzi am primit o veste formidabilă. Dar de unde știi că 5? Pentru că pisicuța noastră, Maicun Lea, are 5 puișori. Ce-ai luat-o? Dar cine credeai că e, mă? Cine poate să facă 5? Bă, știi, bă, că, e foarte bun. Știi că faptul că noi stăm acum la masă împreună se datorează și lui Alice? De ce? De ce? Pentru că dacă nu era ea, noi făceam emisiuni pe la Oradea. Pe undeva. Serios, ne-a zis, bă, sunt două variante. Ori o facem bine și ne apreciază oamenii, ori o facem prost și ne trimit acasă. Am făcut-o prost și ne trimit acasă. Bă, dăm să vă... Hai să, mamă, ce să bun vă dau o melodie pe care nu foarte puteți să o cântați, nici tu, nici Edi. Vreți? Edi? Ai Spotify acum. Nu, că nu e pe Spotify. Edi, îți dau... Challenge accepted. Dragii mei, este primul om, primul invitat. Hai să oamenii trebuie să știe. YouTube. Asta e greu. Nu, nu, e... În primul rând, muzical este foarte grea. Vreau să înțelegeți. Ne-am făcut lucruri inimaginabile. Edi a făcut flotări la spectacole. Tu ascultă asta și după aia dă-l Horia versiunea cu versuri. Iar tu va trebui să cânti versurile. Nu e grea. Foarte bună. Are o metrică ciudată. Atenție. Vezi? Ai de-a face cu profesioniști. Vezi că e metric. Da, a doua, a doua.
O melodie perfectă pentru Osobuco. Nu? Băi, vreau să spun că... O, deci Osobuco este una din preferatul meu. Taratara, 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 tarata, taratara, 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 tarata. Și Osobuco, chiar acum mâncăm. Are dreptate cu castraveții. Da, mergeau. Mergeau, dar vreau să spun că acest risotto... Mă, cum te-ai gândit tu să deschizi un restaurant? Cum te-ai gândit să fii tu cel care să răspundă de restaurant? Pentru că eu știu de-a lungul vremii că la un moment dat a început timid în restaurant. E adevărat? Adică a fost timid așa. A, mă, te-a cooptat cineva. Hai, Dani. La început a fost așa de fațadă. După aceea a văzut că, într-adevăr, în tine e un partener serios și ai mai multă responsabilitate. Cum a greșesc? Da. Deci eu nu mai suport. Eu nu mai suport băiatul ăsta când zice dacă greșesc. Nu, nu greșesc, poate... Nu, olea, am să fiu acum un bun... Așa, samaritan, ce se zice? Un bun om de televiziune. Cu Osobuco în gură. Horia. Zi. Undeva adevărul este la mijloc. Să nu privim viața în negru și alb. Să vedem nuanțele de gri. Trăiește fiecare zi ca și cum ar fi ultima și într-o zi o să ai dreptate. Restaurantele, că acum am ajuns la al doilea. Al doilea? S-au născut așa. Două. Mergeam împreună cu un prieten comun în vacanțe. Și vedeam lumea. Mm. Și dându-ne seama că suntem amândoi burlași la București, am încercat toate versiunile să ne găsim câte o fată. Mm. Am încercat pe Tinder. Am găsit. Dar nu erau toate hotărâte să se și mărite. Că avea com pe Tinder cu numele lui, mă. Da. Că ai auzit așa ceva. Și ce are? Ai zis că dacă e ceva, zicea că e unul care... Eu nici dacă nu... Niciodată... Dacă era urâtă, zicea că nu e. Iartă-mă, dar niciodată n-am crezut în Tinder. Iartă-mă că spun asta. Eu am crezut de mai multe ori și am crezut bine. E, na. Dar nu voiau să stea ale dracului. Plecau. Plecau. Și atunci m-am gândit că am două șanse. Unu, să pun capcane. La gândaci de bucătărie. La mine era și aiurea că... Zim o capcană. Zim tip, un tip de capcană. Ce să mă spui capcane? Capcană de urs. Păi eu mi-e de nucă. Adică... Depinde ce vrei să prinzi. Dacă vrei să prinzi o șoricioică, păi eu miez de cu un borcan. Da. Sau pui așa un lemn, un ghirighean. Și când și vine? Și când tragi ghirighean. Și n-a mers. Și atunci am zis să ne facem o cafenea. În maghiară e copconio. Că ne-am gândit că putem să întâlnim mai multe fete și vedem cine plătește nota. Dacă plătește chiar ea... Atunci are inițiativă și merită să ai încredere în ea. Nu, înseamnă că are bani și nu te... N-are un sponsor. Era greu. În București era greu atunci să... Pentru că toate fetele din București așteaptă să plătească ceilalți. Multe. Din... Da. Unele fete. Da, din... că așa e galant. Dar auzi, ce idee mi-a venit? Acum mi-a venit. Mm. De ce să nu joace cu numele sponsorului pe piept ca fotbaliști? Dacă zine aceeași echipă, au aceeași sponsor. M-am gândit foarte bine, acum. bravo. Se vede că e experiență multă fotbalistică. Perfect. Ești și atunci, după cafeaua respectivă, a venit restaurantul. Nu mă, restaurantul. Pentru cafea era epoca în care era un boom. Toată lumea făcea restaurante, cafenele. Acum ne pricepem și la cafea, măi, ce ai nebunit. Toți. Bineînțeles. Tot românul se pricepe la tot. La muzică în special. Și am găsit acest spațiu care este superb și cu o curte mișto. Și am zis, bă, dacă tot ne aruncăm la cafenea, poate cu o cafenea ne vom găsi... Mimează ce vrei. Pahare de... Pahare pentru că trebuie să schimb vinul. De alt vin. Pentru carne. Ne papurle... Le-am zis în francez. Perfect. Și atunci am făcut switch-ul. Tot am găsit spațiul ăsta superb. Sigur că n-am mai intrat banca pentru o cafenea în el. Dar ne-am gândit, bă, dacă la cafea vine aia și plătește ea. La restaurant, dacă la plătește Osobuco. Friptura la Osobuco și nu plătește sponsorul de pe piept, aici clar e treaba. Da, el și-a luat nevastă tot de la Neața, nu de la restaurant. Întâmplător. A întâmplat destinul, pentru că știi care e chestia? Și aici aș putea spune că... Dar mă retrag din activitate. Ca dovadă că Demi încă este bună. Da. Colegul meu de la restaurant e tot burlac. Apropo, la 2-2. Să ce se întâmplă la 2-2-2? 2. O jumătate de proprietar de restaurant își găsește... Joacă a doua oară într-un film documentar despre România. Păi și a trecut-o la realizări pe asta? Aha. A trecut-o la realizări. La CV. Nu.
Să mergem mai departe. Mănânci bătuta. Perfect. Răzvan, nu te-am întrebat niciodată, dar e momentul acum. Dacă o mănânci sau mi-o dai mie? Sper că nu mănânci, că nu ești tata. Ba da, ba da, ba da, ba da. La televizor. Nu, vă rog eu, băi. Nu, termina, iertă-mă. Ia tu partea a doua. Sau vrei să dau jumătate din asta? Mă, dar ce o să buc, o fac ăștia ai mei. Mie, de ce îmi dau doar zgârciule când la restaurant? Răzvan, de ce ai ales tu ca adresa ta pe Instagram să fie futuristul? De ce am ales? Da. Spune-i lui ăsta de zicea Schnepsit, sau cum îi zicea la Schnepsit, spune că nu e adresa, este numele de profil. Profil. Numele de profil, futuristul. E de la... Snapchat. Așa îi spune, Snapchat. Snapchat. Citeam în vremea aia ce de-abia acum am văzut la Pompidou, mișcarea futuristă în arhitectură și în artă, în general, italienică, română. Azi că ai vrut un nume de brand să fie ușor de ținut minte. Stai că te iau și pe tine imediat. Pregătește-te pentru că o să te iau pe tine imediat. De ce? De ce și-a zis Dani? Eu m-am obișnuit, nu. Eu m-am obișnuit cu futuristul. Deci dacă vreți să-l accesați pe Răzvan, este futuristul. Nu căutați simplu Răzvan, futuristul. Dacă dai numele, îți găsești. Am eu o treabă cu turiștii de aia. Deci e vorba de filmul în care joacă Angelina Jolie și Johnny Depp, mama lui de film. A, turistul. Extraordinar, extraordinar cum ai încolțit-o. Bine. Și acum pe tine. Întrebare. Și mă duc de la mine. Așa, cu risotto în gură. Bă, chiar cum scoatem carnea asta, bă? Dani. De unde Luca Thiago? Cine a dat Luca? Gabriela? Cine a dat Thiago? Gabriela? Nu, tu. Mă fac că mănânc, dar nu mai am mâncare de multă mâncare. Așa? Să-i vină o idee. Că mie că o dau un Google ăsta, mie cu când o crește și asta rămâne, știi? Deci fii atunci, tot numele este Luca Thiago Oțil. Oțil, da. Luca Thiago Oțil. Eu n-am mai întâlnit un asemenea nume. În afară de Horia Brânciu Augustus, dar Luca Thiago Oțil. Ce mă, ce ai uitat? Am uitat, jur. Da. Oricum, tai că tu aveai un nume mult mai mișto. Așa, da, o să-i... Da. Cum a fost asta? De unde? Thiago? N-am nicio poveste dramatică, să știi. Nu, pur și simplu, se năștea și noi tot n-aveam nume. E ca și când îți aduce cineva o pisică și n-ai nume. Am încercat și cu cărți și cu aplicații și cu... Cred că am citit 9000 de nume. Nu cred. Da, mi-aduc aminte, eram la cursă la Târgu Mureș, stăteam pe Budă, cer scuze. Te rog. Și în loc să citesc și eu ce se mai întâmplă în cancan, citeam nume. După aia era la mic dejun, în loc să-mi văd virajele de pe circuit, că abia îl învățam, eu citeam nume. Seara la cârciumă venea doamna să mă întrebe dacă mai bea o beare Cichișor. Cichișor. Și eu nu știam ce Cichișor, că eu căutam nume. Păi de ce nu i-ai spus Cichișor Oțil? Oțil? Foarte interesant. La următorul, stai așa. Duceai într-o... Stai că Cichișor chiar înseamnă ceva. Ce să înseamnă? Înseamnă ceva. Așa îl cheamă pe omul ăla. Ideea este că n-aveam nume și am rămas la Luca. Problema e că s-a născut și mi-am dat seama câți Luca avem în jur. Dintr-o dată știi că atunci când vrei să-ți iei Sandero, toată lumea are Sandero. Da, e unic Luca Thiago. Probabil mi se părea românesc, mi se părea fer, mișto. Și în primele luni de viață am zis chiar Luca. Iar la botez am zis, bă, hai să mai găsim un nume, că ăsta e un pic prea comun. Toți copiii sunt Patrick acum. Aian. Nicolas. Da, și Patrick. Și atunci am căutat un nume un pic mai rar, dar nu m-am gândit la el. Și a zis, cum îl cheamă pe ăla lui Cabral? Tiago, îi spune Tiago. Ce, îl cheamă Tiago pe lui Cabral? Nu cred. Al lui Cabral îl cheamă Tiago? Da, și pe Mutu tot Tiago îl cheamă. Băi, bun, dar de unde mă, Tiago? Iartă-mă, poate nu știu apropo eu. Apropo de băiatul Adimutu, trebuie să zic una, zi, care nu s-a spus nicăieri. Că am zis că de-aia venit la podcast să zicem lucruri care nu s-au spus în alte părți. Răzvan are aceleași trei povestiri. De-aia mă chemați pe ei. Știi cum e. Deci fii atent. Mă duc în vestiar la retragerea lui Mutu. Se zic lui Adi că ne auzim cu o mică întârziere și că dacă vrea inir, dar mai mult îl încurc. Dacă el avea niște minuțele. Și el zice, stai liniște, am mai pățit asta, dar nu o să vorbesc mult. Ceea ce a fost mișto. Că te căucuseară înainte. Am vorbit foarte mult. Atât de mult că am trecut peste spațiu. Te pupă, Horia, da. Da, te pupă, Horia. I-a plăcut? Bă, n-am știut că e speaker.
Și... Horia e un tip senzațional, doar să-i deschizi clapa și este one man show. Da, e ca Horia, adică nu trebuie să... Bun, să aibă microfonul deschis. Și în timp ce stabilisem asta cu inierul, cu Mutu, care era în ghete pregătit, așa era de mână cu fisul. Și la finalul discuției, eu nu pot să zic ne vedem asta, pentru că fisul trage de mână pe Adrian Mutu, da? Și zice, tati, îl știu pe băiatul ăsta. Pe tine? Da. Și Adi zice, da, normal că știi, zice. Și zice, dar zi sincer, e Messi? Întrerupe, ai răzvan! Acum trebuia să iei o gheară, un țambar. Uite, sună-l pe Adi. Nu, Ronaldo, te rog, Eu am fost acolo. Nu, te rog, Ronaldo, nu pleca! Bă, voi sunteți nebuni. Bă, Ronaldo! Messi, mă, și era povestit. Nu mai bea, te rog, eu frumos. Te rog, bea tropilul ăsta. Băi, stai, nu, stai, stai. Răzvan, te rog, liniștește-te. Ia, uite aici. Tell me something, girl. Nu cred. Arată-i semnul, iau. S-a văzut, s-a filmat. Adi Mutu. Ferească. Ce mele preferate. Să mă duc să-mi scot carnea din dinți. Deci e foarte... Carne în dinți. Ușor, ușor. Aduce? De... Hei. În sfârșit a plecat idiotul. Hei. Băi, e formidabil. Voi sunteți acești frați care n-ați fost niciodată, dar care sunteți în același timp. Vă iubiți și vă mușturluiți în același timp. Este o combinație senzațională. Pentru că dacă în permanență v-ați linge în urechi reciproc, atunci da. Ar fi nasol și cu siguranță la prima ceartă v-ați fi despărțit pentru totdeauna. Tell me something, girl. Bine ați revenit în direct, suntem la 107:9. Alături de Edi Talent, vă prezentăm un program de manele intelectuale. Haideți să trecem la următoarea melodie. Este octombrie. Luni. Oh, baby. Este o nouă zi din viața noastră. Diminețe octombrie. Și n-ar trebui să uităm. Cu aromă de cafea. Cafeluța, ați băut cafeluța? Un orfin ce se ridică. Suntem împreună. Suntem plutiți în calare. Obsesia oricărui bărbat la radio să aibă altă voce. Da, vine și Neymar, te rog să-i loc. Deci nu credeți pe asta cu Messi? Băi, eu cred pe asta cu Messi. Puneți pe ecran aici, la edit, puneți o poză cu Messi și cu mine, profil, ia. Deci, jur că eu sunt pasionat de tenis și aș vrea să vă văd pe amândoi pe teren în fața mea. Și jucăm 2-1. Știi cum se joacă 2-1? Eu am mai văzut pe site-urile pentru adulți. Ce e asta? Tenis 2-1? Nu. Se pune așa. Nu, se pune așa. Eu nu am cele două dungi de out, da. Și voi le aveți. Și noi terenul mic, noi terenul mare. Exact. Eu teren cu zgură, el teren cu nisip, avantaj serviciu, el. El. Cine crezi că i-a dat ideea lui Toma Caragiu să facă? Iar și... acum, pentru că până acum ai făcut mișto de Neymar al meu, vreau să trec la tine și vreau să te întreb, de unde atâtea poze cu animăluțe? Eu știu că în emisiune, știm cu toții, suntem trei oameni care sunt experți în matinale aici. Da. Da? Mă rog, doi, sigur, da. Îmi place, a fost la baie, e relaxat. Bravo. Deci fii atât aici. Deci tu ai... 20 de ani de matinale și l-a făcut un an. Am făcut un an. La jumate. Tu nu adaugi... Matinalul de la TVR, da. Care a fost cel mai grav matinal al tuturor timpurilor. Ai existat? Făcut și matinal la TVR? Da! Nu în 98. Și cum se chema? Ora 6 fix. Mă trezeam la 4, aveam o domnișoară care ne făcea o cafea la ora 5, la ora 6 intram în direct și când se termina? La 8 jumate. La 8 jumate? Da, mă, da. Ce era pentru muncitori, pentru mineri? E pentru, da, probabil pentru mineri. Deci fii atent aici. Zi-mi o chestie. Ai pozat, ai făcut foarte multe poze cu animăluțe. Tu ai animale în casă? Am. Ce? În afară de leu, în fecioara din tine. Am avut o pisică. Din păcate nu mai am. Mai spune soția, măi, animalule. Și sunt în faza în care... Eu am niște bagaje nefericite din spate. Vis-a-vis de animale, da. Animăluțe.
Le iubesc foarte mult, sunt ușor de conectat cu multe animale. Eu merg mult timp la munte, pădure, cu sporturile mele. Sunt primul care se apropie de câinele ciobanului. De multe ori chiar reușesc să intru în vorbă cu el și să nu ne muște. Am avut și eu un contact cu un urs, cu o ursoaică la un moment dat. A, ursoaică? E musca de la Băbănete. Da, nu, da. Nu e ca la tine. N-are trabucuri. Dar am un bagaj. Am pierdut un cățel pe care l-am iubit foarte mult și la țară. Într-o poveste relativ tristă, pentru că a trăit lipit de bunicul meu. Adică era peste tot. Stătea la volan în tractor. Era singurul câine pe care l-am văzut eu până la 20 de ani care face așteaptă, da? Bunicul nu știa săracul că există comanda asta. La cârciumă, în fața cârciumii, l-a așteptat până ieșea din cârciumă. Adică nu fugea, nu lătra pe nimeni, nu se mișca. Cam filmul cu Richard Gere. Exact. Și, nu știu, referința, dar așa e la televizor, trebuie să zici da ca Hachiko. Să par deștept. E Hachiko. Hachiko. Și atunci mi-a fost teamă întotdeauna să-mi iau un animal acasă, dar... Am animale în jur pe care le susțin, le ajut din toate punctele de vedere, nu e o treabă pe care vreau să o fac publică. La un punct însă a apărut și o pisică în viața noastră, care este pisica de Tomberon Gălușcă, de autostradă, care a trăit o viață foarte frumoasă la noi, în sensul în care conducea casa. Ea, din păcate, acum 2 luni a fost călcată de o mașină, într-un loc în care chiar n-avea de ce să o calce o mașină, pentru că noi mergem cu viteze normale pe străzile unde merg și copii. Și cred că va mai dura ceva până îmi iau din nou un animal. Dar în emisiune vin foarte multe animale. Răzvan, care este un căcăcios. Major, mare. Dacă animalul cred, are mai mult de 1,2 kg... Nu îl îmbrață? Și dinți. Nu. Hai mă, Răzvane. Nu. Nu, haide să nu. Nu, încheiem aici să știi relația noastră. Dar nu este. El a avut câine toată viața în casă. Și el pisici. Cu câini și pisici. Dar această nu se poate... Mie îmi plac oamenii, spre deosebire de el, care preferă animale. Recunosc. Mie îmi plac animalele. Eu mă conectez cu oamenii tot așa foarte bine. Vorbesc, cum vorbește el cu câinele. Vorbește cu doctorii. Nu e. El pe doctorie. Se și vede... Aș vrea să fac o completare la ce ai spus tu. Bă, hai să luăm asta. Deci, dacă urăsc ceva... Da, hai să luăm asta. Deci, ai dreptate. Nu, ai dreptate. Să nu arunci. Nu. Auzi? Nu arunc, că am cățel. Ce? N-ai cățel, Răzvane. Am cățel, Dani, să nu aruncați că iau acasă la cățel. Am cățel. Nu, n-are. Andrei, am cățel, să nu... Doamne ajută. Să nu le arunci. Vrei să... Cu ce dai? Dai cu ce zine? E foarte bun roșu, să știi. O să-ți meargă foarte bine după acest osobuco. Răzvan nu bea. Că dacă bea, rămânem un pic pe... Mamă, e 5... Suntem de mult aici. Eu mai am una, vreau să zic. Mai am podcast să... La țibulcă, la cine mai, o mai facem pe aia cu... Și cu cureaua de la aceasta. Da. Vezi tu, tu ai putea să fii acum... Deci eu într-o zi, ca să înțelegi, undeva la începutul anului 2000 am primit un telefon de la Doina Levința. Alo, Doina. Horia, poți puțin să vii la o prezentare de modă? Joe? Doamne ferește. Și m-am dus și am făcut o prezentare de modă, am ieșit un pullover al ei, croit de ea, pe mine, la o prezentare la TNB. Tu, în momentul de față, cred eu, cu toate fotografiile și filmele în special pe care le-am văzut în limba greacă, eu cred că ești un fashion icon. Deci e tipul ăla de bine aranjat. O icon, da. Zici. Toscanino Moscanino, da. Italiano Vero. Da. E o combinație subtilă între... Marcelo Mastroianni, zi direct, nu te du mai jos de atât. Pentru cei de generația TikTok, Marcelo Mastroianni a fost, mă rog, nu contează. A fost, ce e important, că nu e, a deci, fost. Deci, ideea este că tu, băi, ați lovit musca asta și s-a venit la nu noi. E, cealaltă, a mea e aici. Sorsa. Eu cred că acum este momentul să te, deci nu te exprim. Voi amândoi sunteți supli, frumoși, nu ca mine, trecut prin viață. Tu de ce nu începi o carieră de model? Bă, mă, ești mintit. De ce, mă? De ce? Eu nu știam unde vrea să se ducă. Ți-a zis din parcare. Nu, ci că hai să intrăm. Bă, dar de ce, mă? Bă, de ce, mă? Da.
Arătați bine. Bunicule, hai, eu invidiez de fiecare dată pe cineva care se duce de dimineață și fără probleme poartă un tricou lejer. Eu nu pot să port tricou lejer, cu tare mai slăbit în ultima vreme. Cum îi zice la floarea Mac? Galbenă și cu... Galbenă, gutuie. Cu petale albe. Îi zice... Galbenă cu... Are mijlocul galben și petale albe. Cum îi zice la Margareta. Pe... Așa, Margareta, hai că a luat o razna ăsta al nostru, te rog, dar s-a dus mult. E un banc, e un banc cu Alzheimer. Băi, voi, dar la câtă Alzheimer mâncare se face în jurul vostru? Da. La câtă mâncare face restaurant, uite, că și-a făcut la câte, la câte lucruri se întâmplă în jurul vostru? Voi ar trebui... Ar fi trebuit să... Eu n-aș fi putut să fac chestia asta. De ce? Pentru că mă văd pe mine, din nou, fac o similitudine cretină, dar asta e. În primii ani de viață, eu n-am ieșit din TVR. 93-2007 am stat în TVR. Și mâncam tot ce era în TVR. Adică, cremă. După aia nu mai puteai să... cantină? După aia nici nu mai puteai să ieși, nici dacă îți doreai. Știi cum zic? Las că te prind eu la întorsătura Buzăului. Da. Deci asta vreau să spun. De ce, de nu, ce faci... nu ieși din TVR? Bă, dar eu nu mă aud bine, mă. Eu vreau să mă aud mai... Bă, asta e pentru cântat. Dar te auzi perfect acolo. Vezi că ți-a căzut aia, stai. Pe ăsta? N-a căzut nimic. Nu a căzut nimic. Stați cu minte. Vezi că le-am ascultat, dar e pentru cântat. Nu, el vrea să facă omul de radio. Da. Înainte de asta. Nu, ăsta e de căști. Unde-s procesoare? Revenind. Deci, Răzvan, de ce nu ești model? De ce nu ești model? Băi, ce vrei de la mine? De, ce putem cel mult de copârșeie în curând, dacă de vrei. De ce te tot să nu vrei să fii imaginea? Am găsit o firmă de pompe funebre. Cum la, la Ghencea. Cum îi zici? Îi zice... Știi, îi știi pe ăștia din drum spre, din drum spre Sibiu? E pe stânga, al doilea, al treilea stat, după ce ești din... din Pitești. Mm. Și zice așa, așa, mai ieftin ca la București, de asta da, 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 da. Să ia pe stânga. Fii atent. Eu n-aș putea să fac niciodată ce face Dani. Toate, adică viteza deci, în care trăiești. Nebuniile pe care le face el. Ce te iei de mine? E important ce spune, stai că e important. Ce fel de nevastă mea acum să aduce viață periculoasă, duc eu. Nu. În toate sensurile n-aș putea să fac ce face Dani. Așa. Pentru că mi-am câștigat direcția de a face lucruri într-un slow living ce începe să mă caracterizeze. Adică sunt foarte... E ca o sobocă, slow cooking. Slow cooking. Eu, da. La un moment dat am întrebat un tip adânc băgat în Horeca. Vrem noi să ne facem o cofetărie, dar cu plăjituri din adele mâncam noi când eram mici, cu asta de banat, cu multă mac, cu vlăduț, cu nu știu ce, dar să fie doar 10 feluri de dalea și tort doboș, dar din ăla cu 14 foi. Aparte, da, tot la parte. Și ăla mi-a zis, dar ce faci tu? Păi uite, termin, dar așa mă mai duc la un masaj, mă mai duc la o pijă, așa mă uit la filme, mă pun în mașină dacă am chef și... mă duc la munte, mă duc, mă urc în avion și mă duc două zile undeva. De ce ai viața noastră? Dar de ce vrei tu să fii responsabil pentru așa ce, pentru alții, știi? Nici nu pot să fiu responsabil pentru nu știu, salariile unor oameni sau pentru... De-aia nu am nu mai văzut niciodată într-o combinație de genul ăsta. Da, da, iartă-mă, ai fost... Am fost, dar era altceva, era o altă... Da, ești în continuare? Nu, da și nu. Nu e ceva care să mă, să mă mai mulțumească, știi? Ca să înțeleagă lumea, vorbesc de manager. Acum. Puteam să fiu... au fost atât de mulți oameni care m-au rugat să mă ocup de ei. Când mi-am dat seama că nu am timp și că nu pot fi responsabil nici pentru succesul, dar nici mai ales pentru eșecul unui proiect de genul ăsta, m-am oprit. Pentru că nu știi să spui omului în față că e urât dacă e urât și că e prost dacă e prost. Stai puțin, el nu a fost cu un om prost și urât. Nu, în general vorbim, în general. Da, nu prea poți să refuzi. Poți să alegi oamenii. Nu, mi-e foarte greu să refuz. Ca dovadă, sunt aici. Da. Și sincer, eu doar pentru că n-a zis Răzvan, nu, n-am venit. Să mă rog, înțelegi ce zic? Bă, mai zi mi-am găsit o pace. Unde mi-e geanta? Da, lasă că se uită oamenii la Radu Țipurcă geanta. Dacă vor să afle de pace. Lasă că te vine geanta imediat. Hai să-ți dau ceva. Ce era? Foarte frumoasă geanta. Deci geanta ta, arată-mi puțin geanta ta. Da, e geanta, e riva agenților. Băi, arată-mi geanta. Deci, bă, arată-mă geanta. Arată-mă geanta, mă, la oameni. Băi, vine Răzvan cu geanta asta. Deci asta e geanta pe care
îmi place foarte mult și la, în stilul la... tău. Da, dar tu aveai una asemănătoare. E din partea noastră. Ce-i lor? Fii atent. Am o prietenă foarte bună care se numește Liza Kazan. Ai gratis. Știu pe Liza Kazan? Știi sau nu știi? Da. O știi dacă te mai uiți pe la Damian. Nu este că e un copil mic acasă. Este pentru tine și pentru Alice. Este despre un spațiu liminal în care poți să ajungi. Este un kit de prim ajutor pentru persoane îndrăgostite. Dacă deschizi, sunt niște cartoline. Scoate iubire! Și ia unul de la jumătate. Nevastă! Unul de la jumătate? Ia unul de la jumătate. Trage o carte. Hai să simulăm. Simulează. A plecat până și Alice. Păi da, suntem aici de... Eliza Kazan, acum e cu capa, știi, scris Kazan și a lansat... În ceea ce privește viața noastră sexuală, simt nevoia să... Simt nevoia să... Și eu trebuie să completez? Da. Eu mai vreau. 6 copii. 5. 5 copii. Citește, dragă, poate reparăm. Ia altul, că văd că te-ai fustecit. Nu, 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 e ok. Băi, e un subiect de... Conectați-vă sufletește, vă priviți în ochi 30 de secunde, apoi vă îmbrățișați în timp ce ascultați inima celuilalt, tot 30 de secunde. Frumos. Deci eu asta fac. De seară? Vezi? Mai bea două pahare? Poți să faci... Eu fac, beau și 3 pahare. Eu așa fac. Eu, de fiecare dată când te strâng pe tine sau pe tine în brațe, că e vorba de o relație de strict soția mea sau prietenul meu, Dani, sau prietenul meu, Răzvan, așa fac. Când te-am prins de fiecare dată, foarte multul meu îmi trage. Bă, dar ce mă atinge așa? Și pe fund, ce mai... Da, asta cu fundul... Păi da, dar eu așa vreau să te țin, simt tot, înțelegi? Asta e o problemă de-a mea. Unii o receptează negativ, alții... Dar pe mine mă interesează ca respectivul să fie, cum să spun, un partener de-al meu în viață. Acum, dacă mă întreb pe mine de ce suntem noi trei aici, de-aia. Ca să ne pui mâna pe cur? Nu. Scuze. Nu, ca să, una la mână. Să fiu la botezul celor de-al doilea copil al tău și să fiu la primul nuntă. Nu, că avem. Păi da, pentru că arată-mă inelul. N-am. Acum i s-a luat modelul și... Nu, e gata, dar n-am voie că n-am... Ridic greutăți. Îl stric. Păi dacă mi-a fură cineva la... Și după aia cum justifică? Bine, ok, să zic... Okay. Să zic ceva important de îmbrățișare, că oamenii trebuie să mai și rămână cu ceva de aici. Da. Nu că, de exemplu, tu ai avut prima asistentă de adevărat la TV, după emisiunea cu șahul, dar tu ai avut prima asistentă. Da. Ever. Vorbim de lucruri. Iuliana Luciu, zi. Luciu. Nicoleta Luciu. Sora Iulianei Luciu. Sora. Acum Nicoleta a ajuns sora. Așa e. Când faci 15 copii, ești sora. Te pupăm, Nicoleta. În Miercurea Ciuc stăia acum. A schimbat oarecum parcursul în televiziune. Voiam să zic despre îmbrățișare pentru că am avut un eveniment de curând. Mm-hmm. Și am sesizat că oamenii se împart în două categorii. Mie nu-mi place să mă pup. Am observat asta. De dar cu mine niciodată nu te-ai dat în lături. De fotbaliști, de mafioți sau pupat un între bărbați și femei care nu se văd și dezbrăcați. Adică o dată merge, dar două ori... Și atunci mie îmi place să îmbrățișez. Sunt oameni care lucrez, nu știu, poate fata de la agenție cu care lucrez de 6 ani. Prefer decât să facem asta. Zici că suntem cu Ana Chirița. Sau îți dau părul meu în partea cea. Da, mai mult astăzi sunt și bărbat. Mă, prefer o îmbrățișare. Mă bucur că te-am văzut. Lucrăm de atâția ani împreună, ne știm câinele. Dar nu vreau să facem treaba asta, în primul rând că mă vede nevastă mea. Este foarte clar și mie mi-e frică de bătaie. În al doilea, mi se pare că schimb mult mai multă energie din asta decât din... Așa și cu buzele, că ea poate e machiată că e la eveniment. Și de asta vă zic, dragile mele, că nu vă evit privirea. Dar rămân cu îmbrățișarea. Îmbrățișarea asta, vreau să spun... Daliana e pe sufletul tău? La mulți ani? Da. Nu, mai are ceva pățeavă, da. Băi, eu vreau... Băi, fii atent aici. Ce i-am spus eu lui ăsta înainte să o cunoască pe Gabriela?
Tu mai ții minte ce am spus tot eu? Tu i-ai prezentat-o și pe Gabriela, păi, că nebunește aici. Pielea mea i-a prezentat-o, că eu am vrut stăteam cu Michi și discutam să-i fericirea copilului, mă. Omul ăsta era trist. Cu pielea lui. Tu nu vezi, cum s-a schimbat din telefonul. Tu nu vezi cum s-a schimbat totul în viața lui. I-ai prezentat-o și pe Gabriela. Doamne ferește, mă. Băi, tu ești caz de targă, Horia. Mă simt prost că nu l-am chemat nici la... Măcar la... Bă, n-a chemat pe nimeni și pe mine, de-abia m-a chemat. Eu, dacă eram... Tanti Dorina m-a chemat. Dacă eram un prieten de conjunctură, eu, acum... Ce făceai? Eram foc pe Dani. Și poară. Cu Michi am discutat. Voi nu știți chestia asta, am zis, voi Michi, cum a fost la botez? Și așa mai departe. Înțelegi? Citește ce-ai tras. De botez. Citește ce-ai tras. Ai tras așa. Chiar dacă nu-ți vine să crezi, mă excită atunci când. Continuă. Taci. Hai frumoasă. Să revenim. Deci vreau neapărat să fiu. Lasă-l aici, acum mă descurc. Nu te descurci că sunt aici. Ia, dă-l în coacă, am eu mai mult. Unde e desfăcătorul? Da. Și mie rozeu ăla, că bă, nu beau ăla. Stai mă că vin acum. Cârpele alea, bă, strâng după voi. Se vede gunoiul ăsta la podcast? Evident că se vede. Deci eu asta vreau să... Trecem și pe alb, slavă Domnului. Hai să revenim. Eu vreau neapărat să vă spun un singur lucru. Eu vreau să vă văd fericiți. Deci, o să spun un singur lucru. E destul de simplu. Dă-ne niște bani. Și măcar pentru câteva zile ne vei vedea fericiți. Extraordinar. Pentru că fericire e un lucru mărunt. E o aripă care vibrează. Fericirea e un lucru mic. Un pitic. Ce dansează? Atât! Da, bă, că avem și noi niște underage aici. Tam. Ne-ați chemat de proști. Băi, așa. Mi-i speră normal. Hai să mai cântăm. Ce mai cântăm? Cântă imediat, că o să am aici. Am văzut cu Teo Ros, doar ați cântat, n-ați vorbit nimic. De ce nu? Ba da, că am vorbit. Mie mi s-a părut că am întrebat-o, ce, dacă te-a luat cineva, uite, am dat un text și a trebuit să dea un text și după aceea a fost el acum într-un serial, i-am zis, da, dacă te sună cineva de la Vocea României, știa la Vocea României. În locul meu, nu accept. Și după aceea a acceptat. Deci toate în rogle. Asta am discutat la începutul acestui an. E, cum era să stai cu smiley pe acela scaun să vântă? Ce naiba, mă? Piată de aici. Dar e adevărat că luai cei mai mulți bani de la Vocea României? Eu am tot cei mai mult, pentru că cine e cel mai bine făcut, ăla este de cel mai mult. Deși timpul vostru liber este limitat, Iure, e nelimitat, e nelimitat. Serialele sunt nelipsite. Da. Răzvan, tu ești cel care se ocupă de filmele de la Neața. Deci mie îmi place, băi, eu în fiecare dimineață mă uit la voi. Voi nici nu știți ce mesaje dau la Michi. Ți-ai zis că e pensionar? N-are ce face. Nu, mă trezesc, mă trezesc, îmi servesc cafeaua și mă uit. Și te văd pe tine, de fiecare dată, ireproșabil. Cum sunteți îmbrăcați, sunt ireproșabil. Din când în când Ristei are sau nu are chef, asta se vede. Din când în când te-ai întors de la o cursă, mai respiri, mai oftezi din când în când, depinde dacă ai câștigat sau nu. E foarte interesant lucrul ăsta. Da. Păi, iar... Viața e ca viața, așa zice și eu. Adică de ce ne-am... Iar Răzvan are un fel de... un recharge rapid. Hei, și acum vreau să vă spun că nu știu ce face. Și când face close-up-urile, încheierile, și acum vreau să vă spun, Neața, stați acolo. Deci, știi cum vă știu? Știi, ca pe mine vă știu. Da. Și l-am dat în ultimii ani, ce face al meu nepot Răzvan? Rubrica de film. Dar nu așa. Nu zice. Știi care sunt mai filmele? Care mai sunt filmele? Cum îl cheamă? Cătălin, începe. Nu. Jumate e discuția. Deci omul este filmolog. Este. Filmofil. De aceea... E și olog. Pentru început, o să discutăm despre serialul preferat este... Depinde în ce perioadă a vieții mă... Bine, acum aștept The Crown. În luna viitoare e... Ultima parte. Sezonul 5, da. L-abia aștept. Am văzut The Crown, cred că l-am văzut de 6 ori cap-coate. Fiecare serie. Cel puțin. Are și mult timp, el n-are angajat. N-am angajat, ce ți-am zis? O viață foarte liniștită. Am avut o viață tare liniștită. Chiar așa mult îți iau angajații și restaurantul și toate nebunile astea? Gândește-te cât sunt odată. Câți angajați ai? Plus toate pasiune. Câte pasiune ai, mă? Am 28 într-un loc și 8 în celălalt. Ia uite. Și cu mașina și cu toate nebunile cu... 3 mașini, 4 motoare, 500 de... Câte mașini ai acum? Câte mașini de curse ai? Câte mașini? Zero. Câte motociclete ai? N-are nicio mașină. Dar dacă va fi poate să le vândă... Nu trebuie să afle nevastă ta de chestia asta?
Ce nu trebuie să afle nevastă ta? Dacă mor, tot ce ar putea vinde cu prețul pe care îl știe ea. Să nu... Deci, așa acolo, niște oameni cu care lucrezi. Da, da. Câți oameni sunt acolo? Adică motorul ăla nu e 15 milioane, asta e... 4-5 într-o echipă. Da. Și nu sunt dușman cu niciunul dintre ei, asta vreau să știe lumea. Că reușesc să păstrez, cum și tu, fie că îi plătești să fie prieteni tăi, că eu îi văd, nu toți sunt de plăcere aici. Fie că chiar ești un tip drăguț cu ei sau mai scap câte un cadou uneori, vezi? Furibund. Cum ai ajuns de la filme la cât de Dani pe cauciucuri, 2000 de euro pe curs? Nu sunt 2000 de euro. Auzi, Fian, o chestie pe care... Ce să zică, deci, ce serial are? A zis Adinaur Crown, dar mai îl pistonez cu o chestie. Dar vreau să te întreb pe tine o chestie. Și ca să mă liniștești. Lumea zice că în automobilism și în lucrurile astea de viteză, de coastă, nebunii, cu motociclete și enduro, în general, în peisajul ăsta, se câștigă ceva bani. Într-adevăr, se fac bani în chestia asta? Nu, în România nu. Bun. E ca și la mine în sala Palatului. Ce vreau să te întreb? Ai văzut cum a dat-o ca să nu cere nici anul ăsta nimic? Nu, băi! Am văzut niște facturi, trăiți al porcii. Deci... Ce facturi? E și curentul scuzează la Palatul. E cum? Și dacă se trage heblu, e pe lumânări. Ce facem, da. Deci rugămintea mea să-mi spui așa. Când avem sala Palatului? La sfârșitul noiembrie. Mă operez. Mă operez la nas. Deci fii atent aici. Zi. Ăsta e singurul tău. Dacă eu acum îmi spui, uite, dăm oamenii din față. Ai văzut chestia asta pe Facebook? Nu știu ce să fac, sunt acasă. Dați-mi și mie o idee de un serial. Și începe... Deci, nu când zici, vă pup, vă iubesc, nu începe nimica. Dar când zici, dați-mi și mie o idee de un serial. În momentul ăla încep propunerile. Zim trei propuneri la care să mă uit vis-a-vis de filme. Asta e ca și cu cititul, știi? Adică, bă, dă-mi și mie ceva de citit. Păi, vorba lui Dana Budeanu, de unde să te iau? Știi? Eu știu ce-ți place ție. Nu te pune cu mine și cu Dana Budeanu, pentru că Dana Budeanu îi plac foarte mult oamenii mai solizi cu care au și cu burtică, ne-a salvat pe toți. Perfect. Mă rog, nu pe ei. Nu, pe voi că n-aveți de burtică. Deci, asta vreau să întreb. Care sunt sfaturile tale, maestre? Dacă mie nu-mi plac astea fantasy-uri, nu sunt, poate sunt singurul din România care n-a văzut Game of Thrones. Știu cât te pasionează Jon Snow, dar m-a pasionat în momentul în care asta nu trebuia să anunț zăpada. Pentru că dacă Winter is coming, veniți la sala Palatului. Dacă nu are o mamă, ce dileală. Da, mă, da, dacă nu are o componentă istorică palpabilă și verificabilă în surse, pentru mine... Adică vikingii, cum ar fi vikingii. Cum ar fi vikingii, da. Și atunci îmi plac... El a văzut în ungurește vikingii. Bistoș. Îmi plac seriale și filmele cu sămânța asta istorică. Seriale, uite, Billions e un film... Billions, frumos, da. Succesiune, un film senzațional. N-am văzut Succesiunea. E un pic greu, E un stil ușor minimalist în care îl joacă și poate să nu-ți placă din prima, dar te prinde la un moment dat, iar ultimul sezon este chiar senzațional. Uite, o să mă uit la Succesiunea, datorită ție, nu din cauza lui. Și ce ai mai vrea să... Asta, eu sunt pe Gossip Girl, pe Bridgerton, pe astea, ca să țin legătura nu cu cred așa, nouă. Nu cred așa ceva, nu. Răzvan, aici întrerup podcastul, dar mai sunt câteva elemente importante. Dacă pierzi legătura cu generația... Gossip Girl, ești pierdut. Și ai Emily in Paris? Am fost acum. Am fost la Paris în vara asta și se fac tururi. Adică poți să te duci în Saint-Germain acolo să vezi unde era bistroul. Unde era bistroul Lunenică ăsta? Am văzut tururi făcute, adică ce oranjerii. Tulier, te duci, faci turul cu Emily in Paris. Fai de mine și de mine. Ai crede că filmele pentru că am sunt... copii de vârsta asta și pentru că Ianca a făcut 18 ani, bunicule, vara asta, am o fată majoră care bravo. Circulă singură prin lume și se pregătește de facultate și atunci eu nu pot să pierd contactul cu lumea asta. Eu abia aștept să-l văd din nou tătic pe Răzvan. Am o senzație pozitivă la capitolul ăsta. Eu aștept să-l văd bunic. O să ziceți că filmele... Bă, ești nenorocit! Ce vrei, mă? La Dani Oțil, în familie, o să ziceți că a urmări un film e o chestie pozitivă. Dar nu. Știți ce s-a întâmplat? N-o să credeți. Ce s-a întors la TVR asta? Nu știu. Mișto de... Ah, mișto. Parafrazând. Ce? Alia un bășcălie, faptul ăsta.
Ce s-a întâmplat? Horia, ce s-a întâmplat? Dani. Era un film cu dispariția unui avion. Manifest. Tu ce ai fi făcut dacă dispărea soția, de exemplu, și revenea după 5 ani? Așa s-a întâmplat. Un avion a dispărut și a revenit după 5 ani. Ei bine, această discuție a generat o situație tensionată în casă. Despre ce este vorba, Dani? Horia, dacă Răzvan recomandă filme bune, eu sunt șeful la firme care ridică probleme și deci mi se pare că nu sunt filme foarte bune, deoarece am zeci de oameni în jur care mă înjură că s-au uitat cu alți ochi la Manifest. 365. 365, partea a doua și a treia. Care a venit și a treia? Vine, acum se lucrează. Are ce să zic. Băi, partea am leșinat, m-am important. Femeia avea. În primul rând că n-are chiloți, mi-am și dat seama deja. Massimo în casa aia lui în Sicilia, unde stă, n-are mașina de spălat. Are Ferrari, dar n-a ajuns mașina de spălat. Și atunci ea n-are chiloți pe ea, că are uneori chiloți, dar de cel mai multe ori n-are. N-am văzut odată să bage la spălat, să frece la mână, să pună un leghean la muiat, cum punea mama. De, să pun cheia. Cu 2-3 ore înainte. Și atunci în supărarea ei, ce face? Ea n-are motive. N-are motive să fie supărată. Că îi dă și el Ferrari pe drumul ăla de țară, care are drum de țară, vai de capul lui. Și ea e cu prietena ei, care zice, îmi dai și mie să merg cu Ferrari? Și zice, nu, că eu pentru asta mi-am rupt mașina de spălat. Asta vis-a-vis de 365. Da. Dar la Manifest... La Manifest să revenim. E o porcărie de serie. Păi de ce mă, că... Bă, nu, are o idee, da, are o idee centrală, genială. Foarte hai mișto. Să recunoaștem. Deci, ce se întâmplă dacă te-ai urca Horia într-un avion, cu o parte din familia ta, pentru că asta este ideea, nu toți urcă, cealaltă parte rămâne pe pământ. Okay. Dispar 5 ani. 5 ani. Pentru tine este mâine, dar pentru toți ceilalți este peste 5 ani. Corect. Și atunci, unii își vor reface viața și caută alte neveste. Au suferit 4 ani jumate, dar ce să vezi, fix înainte să vii tu sau re... Corect. Și am lansat treaba asta atât online cât și la televizor și am descoperit că am făcut o nefăcută. S-au întâmplat despărțiri, divorțuri, despărțiri temporare, mutări la măsa, tot felul de lucruri. Pentru că, evident, nu există un răspuns corect la această întrebare. Tu ce-i face, iubita mea, dacă aș dispărea? 5 ani de zile. Eu i-am zis soției mele să-și găsească unul mai tânăr. Dacă tu ai dispărea într-o noapte oarecare... Știi? Piesa? Foarte frumoasă. Nu. Dulcea mea, amara mea. Ești un bun favoritor de ilustrații muzicale. Știi că există un film care asta se și întâmplă, dar fără să treacă o zi, ci au trecut efectiv 4 ani. Care este? Castaway-ul lui Tom Hanks, asta a și făcut. Ah, bun. Și revenirea, care este singurul moment mișto din tot filmul. Revenirea acasă. Ei, chiar. Mi se pare. Nu, ba, nu, da. Nu, din contră. Nu, deci ba, nu mi-a plăcut finalul. Știi, e finalul de la Făt Frumos. Când a venit acolo, l-a prins moartea și a murit atunci când s-a întors la casa părintească, la castelul părintesc. Da. Problema mea este următoarea. Întoarce pe Tom Hanks, l-a salvat, totul în regulă, 4 ani, probleme cu nutriția, a slăbit perfect, tot, filmul superb. Wilson, tra-la-la, și se întoarce. Wilson! Exact, și se întoarce. Da. M-am cuplat cu altul. Da, m-am căsătorit. M-am căsătorit. Ok. Ea, brusc cum a auzit că el, pentru că flacăra din ea s-a reaprins când a auzit că el e în viu. Adică l-a așteptat 4 ani, a trimis toate avioanele, bărcile necesare să-l caute și nu l-a găsit. Și atunci el zice, nimic, mă retrag eu, pentru că nu vreau să-ți fac un... Bărbat adevărat. Mie, eu vreau, din punctul meu de vedere, să fac o petiție, dați-ne continuarea... Cu sticla lui de apă, care acum vorba aia este de formație profesională, că bea tot timpul apă după ce a stat total lipsit de apă pe pluta aia. Și acum vreau să văd continuarea. Dar mi se pare că, într-adevăr, trebuie să-ți vezi de viață în continuare. Există și o altă situație reală. Unul din necunoscuții maratoniști sau ultramaratoniști, un băiat care plăcea să meargă mai ales la maraton de deșert, se pierde în deșert, trece prin mai multe situații, își taie venele, asta e o poveste reală. Ca să... Își taie venele pentru că își dă seama că nu are nicio șansă să-l mai găsească cineva. Așa? Intră într-un fel de somn abisal,
dar se trezește pentru că era atât de deshidratat încât venele lui erau gumate și nu trecea mare lucru prin ele. Deci el nu pierde sânge să moară. E găsit, revine, ajunge la soția lui acasă, soția îi zice, ok, ce alegi? Ultramaratoanele oricum nu câștiga mare lucru. Ca mine, la curse. Ce alegi? Ultramaratoanele tale de căcat, de nisip, scuze, de nisip, sau o viață alături de soție și copii. Și el zice, plec. Deci nu e tot timpul versiunea pe care ne-o dorim noi în filme. Mai ții minte filmul 127? Nu l-am văzut. Omul care și-a tăiat mâna după poveste reală. Știu despre el, știu, l-am prezentat și la asta. Nu, sunt câteva pe care, uite, de exemplu, Colectivul, nu am putut să mă uit. Am 5 minute deschise pe el. Nu am putut să mă uit și nici acolo. Mai am filme pe care nu pot dar să le... Dar ce, povestim filme aici? Că eu sunt foarte tare la povestim filme, dacă vreți. Nu, să... dacă vrei să fac un spoiler, ele. Poți să povestesc multe filme. Am făcut niște spoiler la viața lui. Nu, de ce? Da. Eu vreau să spun că se apropie Crăciunul. Și da, da. Doar odată nu, Crăciunul. E celălalt. Nu e, nu sunt eu, sunt e celălalt. Dar tot la salapă. Nu, asta e... Nu face anul ăsta, mă zic că nu a găsit loc. Cum? N-a găsit loc. Cine, fane? Da. Nu, cum? De că s-a mutat acolo. Știi ce? Deci mi-e dor, de un X-Factor cu voi care să luăm... Ce? Nu, nu ne e dor de un X-Factor. Dar tu știu că... Nu. Da, poți să-mi spui. Amândoi împreună. Dar nouă ne e dor de un X-Factor cu tine. Dar nouă... Nu te mai suna nici de la pro, tu chiar n-ai proiecte. Dacă e... Când vine vorba despre sex, aș avea mai multă încredere dacă... Ce înseamnă? Bă, dar tu ce iei de lui Hoia? Băi, mi-a dat o chestie senzațională. Păi 30 de zile slăbim 14 kg. Ce înseamnă pentru tine o viață sexuală la superlativ? Păi tu nu știi că după 30 de ani nu mai e nimic la superlativ? Dar cine are 30 de ani, Dani? Cum să nu, mă? A, cum să nu? La anul face. Eu nu mă mai irosesc. I-am zis soției. Pune... ușor. Păi e ca și cum îți iei Ferrari și mergi tot timpul cu pedala apăsată. Nu, mai mergi și noi la relantii. Păi ce înseamnă relantii? O săptămână de pauză? Mai târ. Ah, târ. Perfect. Păi, dar cum e piesa aia ta de iarnă? De-am făcut-o noi, cei trei tenori. Nopțile acum s-au îmbăcat, tot cerul e albastru și curat. În noaptea asta minunată. Vin colindătorii pe la porți, să-i primim cu daruri pentru tot. În noaptea asta minunată. Cine ți-a făcut piesa asta? Cine ți-a făcut piesa asta? Cristi Crețu. Cristi. Bă, da, sunteți în al 14-lea an. Și eu zic că anul viitor este... Gata. Pensie. Nu. Din nou un... motiv în plus să vă bucurați de... Vrei să plecăm la Reșița. Ce îi face în emisiunea de 4 ore de data asta, Horia? Pe tu că nu mai poți să-l chin. 4 ore de neața singur. Te rog. Lasă-mă să te surprind! Nu, gata, lași, nu. În primul rând, ceea ce n-am putut să fac cu câțiva ani în urmă, mi-aș invita copiii. Copiii, bun. Toma! Vino, tati! Pisicile... Pisticile, da. Care sunt mulți, le-aș da drum platou. Ok. Problema e că 2 ore de program vorbesc și 2 ore caut cu puberul prin platou toate pisicile. Deci asta se va întâmpla. Ca să înțeleg. Copiii care ai mulți, ar veni și ei? Vine fiimea mijlocie cântă, fiimea mare dă un curs de psihologie, pentru că ea a terminat și psihologia. Deci nu avem invitați, doar tu. Nu, astea sunt din când în când. Ah, okay. Sunt și invitați. Pe cine ai invitat, Horia? Hai să luăm așa. Primul invitat pe listă. Un om care ți-e drag să-ți fie în față să-l intervievezi. Păi la 15 ani da. O să invit pe cineva special, bineînțeles în direct legătură cu voi, care din nou arăta geamul unde erau clătitele din Reșița. Că de fiecare dată poate uitat unit. Eu mi-aduc aminte, pentru că mi-aduc aminte tot ce faceți voi, dar telespectatorii poate uită din nou unde ați fost acolo în Reșița. Cred că aș aduce în primul rând, l-aș aduce pe Eddie. Bun. Așa? Și în ce... Ții-mi un invitat. Teorozii la ProTV nu se poate, ca să știi. Și nici Ștefan nu știu dacă ar răspunde. Adică ar, probabil... Din când... uite, ce am înțeles eu din viața asta de televiziune este că nu știi ce se aduce anul când bate ceasul. Ceva de genul. Nu știi ce... Okay. Știi ce?
Așa încât aș invita pe anumiți prieteni ai mei care, cu siguranță, nu știu dacă aș invita-o pe Lidia Buble, nu știu asta, dacă am semnătura lui Răzvan, o invit, dacă nu, nu. Unforgettable. Tot la pro. Băi, dar de ce nu ne zici ăla de desfășurător, Horia? Dar ce mă, de la ce te-ai luat? Vrei să se uite lumea pentru, asta? Fac content pentru că vreau să ajung la aia. Dezbracă-te, Daniel. Pe cine nu ai n-ai invitat pentru că nu-l suporți, de exemplu. Nu, așa văd lucrurile. Tu nu ai dușmani, ca și mine, de altfel. Da. Nu știu dacă există. Eu aș invita pe cine... De-aia nu se ascultă manele în Elveția, că n-au dușmani. Nu, i-aș invita oameni buni de calitate care cu siguranță... În primul rând l-aș invita pe Florin Piersic, care m-a învățat în urmă cu 27 de ani ce înseamnă cross-promotion. Adică? El prezenta o emisiune de bancuri a lui Eugen Dumitru la TVR. Uh-huh. Eu prezentam Robingo și ne-am întâlnit maestre, lasă-mă, cum zic, Florin. Florină, Horică, fii atent aici. Vreau să facem o chestie. Da, Florin, tu zici la emisiunea ta de bancurile mele și eu zic la emisiunea ta de emisiunea ta. Sigur că da. Ăsta a fost primul cross-promotion din viața mea. Florin Piersic m-a învățat, care Florin Piersic a fost pe marketing când era cu Mărgelatul, își făcea și el drumurile prin China și așa mai departe. A fost genială experiența. Dar în general eu aș invita prieteni care au fost vreodată. De exemplu, aș invita niște vecine. Dar nu înainte să vă spun că peste un an, peste câteva luni de zile, Neața sărbătorește 15 ani. De aceea m-am gândit ca după măsline, ciorbă de verișoare, osobuco, să vină... Tortul! Mulți! Altrească! Mulți antrească! Nu știu să cânt. La! Este mulți! La mulți antrească! La mulți antrească! Mulți antrească! La! Cine să trăiască? Cine să trăiască? La! Neața să trăiască. Neața să trăiască. Da. Să îmi pun o dorință. Se ia cu mâna, se bagă deja. Pun o dorință. Să pun o dorință. Să fiu cranț. Ăsta e un cranț. De când ai mai mâncat un cranț? Dorință de pensionare. Vreo două săptămâni care a făcut. Ne-am învățat la această emisiune că nu există ideea de linguriță de desert. Si tu nu există. Există lingură de desert, linguroi. Furculiță. Care nu este cea de, zic cum zice, consume. La rece. Așa, bravo, de aia l-am cu mine, mă ajută la Alzheimer. Și... Ajută. Sau furculiță. Hai mă mâncăm. Deci asta este strict pentru ceai sau ceai. Ăsta. Dulceață. Zic așa că... Mulți se întrăiască. Uite atitudine. Mulți se întrăiască. Când dai apă? Pentru că o să trebuiască... Mulți se întrăiască. A, vei bine după cranț? Ce-mi trebuie apă? Pentru ce? O, Doamne, iartă-mă. El Dumnezeu. Doar are un restaurant. Băi, eu am un bebeluș acasă, eu trebuie să beau cât pot aici. Suflați mâna asta cu o dorință. Bă, globelor, nu. Băi, iată. Doamne. Neața este cea mai îndelungată emisiune de televiziune din România. Da, ea s-a născut în 2000, dar a ajuns la 22 de ani, dintre care a fost plecat 5 ani în concediu. Suflați. La mulți să ani. Nu mai țină 15 ani. 20. Mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască. Hai mai cântă, așa la... Doamne, apropo, mă întâlnă cu Vioara. Mi-au dat lacrimile, dar nu se vede, sper. S-au dat lacrimile, mă. Mie-mi place Vioara, Răzvane. Păi da, ție nu-ți plăcea lăutăria, Dănuțule. Mamă, ce bun e ăsta. Mamă, ce bun e. Ăsta nu e de la mine la restaurant. Deci e un animal. Acesta este de la restaurantul Stil. Cele mai bune deserturi le găsiți la Dani. Le face Vlăduț de aia. Ha, ha, ha. Pe o parte între ele. Băi, viața noastră și cum... Viața noastră, unde ești? Viața noastră, ce ați făcut cu ea? Tu știi multe melodii. Foarte multe. Dar și filme și melodii. Sunt o enciclopedie, nu mă ajută la nimic, cum zice domnul Dani. La șpriț e bun. În interiorul meu... Ce să fie șpriț bun? În interiorul meu sună foarte bine. Ce a fost cranțul. Mamă, suntem ca la pomană. Nu, ia, așa e. Băi! Hai cântăm ceva fain, băi. Da, sigur că da. Oameni.
Oameni, te duci în derizoriu. Minunat. Te duci în derizoriu. Păi, pă, uite, mai uite, să luăm pe nașul. Mai uite, merge și eu. Eu o să mănânc crat. Fie de aici. Bă, nu știu ce se va întâmpla mâine, dar există un adevăr în faptul că bucură-te de ce-ți oferă viața acum. Bucură-te de orice. Eu am vrut neapărat să ne vedem astăzi și întâlnirea departe de a se fi terminat. Te pup, Gabriela. Pentru că viața e un lucru atât de prețios și întâlnirea asta. Știi ce am învățat în podcasturi? Că știi atât de puține de omul de lângă tine. Zice Florin Salam un lucru foarte important. Da. Stai, op, stop. Continuă. Nu, gata, ce să fac? Ce să facă mai uite cu Florin Salam? Se continuă. Mi-a plăcut foarte tare. Zi. Îl întreabă Damian Drăghici, zice, bine mă, și povestea cu acordeonul, și cu aia, și cu unchiul, și cu tasul. Zice, dar eu de ce nu le știu? Zice, păi nu m-a întrebat nimeni. Și zice Damian, păi da, bă, dar tu mergi la televiziune de atâția ani. Îmi cer scuze dacă nu sunt acum fix pe... Am înțeles, da. Cuvintele. Și zice Florin, păi pe mine că mă chemau să cânt și mă dădeau afară, sau la interviu mă întrebau de un scandal. Nu m-a întrebat nimeni niciodată, că de-aia nu știți. Și cu asta am rămas, știi? Uneori din podcast trebuie să știi sau să afli lucruri pe care n-ai timp poate să le povestești. Mi se pare normal. Numai că ceea ce se plângea omul, eu deja am pus în practică. Cu să lași cu Camelia. Vezi, asta o să rămână pe TikTok. Aia mi-e ciudă. Puteai șterge asta? Da, sigur că da. Ștergeți tot despre Camelia. Camelia, nu, hello. Deci, ceea ce vreau să vă spun este că nu mai pot să mănânc, că începe melodia. Nu. Tocmai asta vreau să spun. Vreau să mănânci, pentru că știu că îți dorești foarte mult. Și ai spus foarte sincer că îți place. Eu vreau să știu cine sunteți voi, ce vă pot oferi ca surprize și vreau ca în urma acestui întâlniri, numită podcast, dintr-un neologism dintre două cuvinte. Da? Pod? Ce? Și cast? Nu. De la ce vine podcast? iPod și broadcast. N-a că ai aflat-o și pe asta astăzi. Oh my god, oh my bunică gosh, chiar deștept. Bravo, bunicule, bate cu bani. Hai mă că nu am îmbătrânit degeaba, mâncați așa. Deci, eu asta vreau, asta vreau de la mine. Dintre toți invitații mei, și acum nu că vă peri eu știu cel mai mult despre voi. Pentru că în interacțiunile dintre noi, eu nu doar am lucrat cu voi pentru că eram desemnați în același program, ci pentru faptul că îmi plăcea să fiu cu voi. Asta, mulți ani. Te-ai văzut că ăsta are aici, ca la cazinouri, blinds, cum le zice de-astea, blackout. Ca să n-are nu știi... niciun ceas. E un ceas, dar uite cât arată. Ca să nu știi dacă e zi sau noapte. Da, intri ziua și ești ziua aici, nu știi niciodată. Vin copii, pleacă mămici, eu nu înțeleg nimic. Pentru că te-ai dus într-o zonă sensibilă, cred că a ne lăsa vulnerabili e marele nostru câștig în ăștia mulți ani de televiziune, da. Știi? Pentru că până la a ne strunji orgoliu, specific oricărui om de televiziune, eram doar niște personaje, fiecare în cutiuța lui, dând naștere unor programe care dădeau naștere unor ratinguri, care dădeau naștere unor corect, care mergeam cu cât înaintăm în vârstă și ne mai domolim și mai facem lucrurile așezat și mai cu măsură și mai devenim ușor vulnerabili, strunjindu-ne, spuneam orgol, da. Asta mi se pare marele câștig. Acum că în televiziune, în podcast de fapt e ca în televiziune și în media în general și nu tot timpul adevărul adevărat e la prezentat la tine, la Țibulcă, la Micuțu, la Măruță, la Bob. Și încă încercăm să îi dăm un finisaj. E un fapt pe care trebuie să-l luăm ca atare. Știi? Adică să nu ne așteptăm, da, zice Dani, adevărul care sunt spuse. Poate nu e tot, poate nu sunt. Uite, eu de exemplu nu sunt tip dispus să vorbesc despre viața mea. Pot să-ți dau așa niște. Nici măcar iată despre filmele pe care le văd. Că am învățat în anii ăștia că uneori e mai bine să ții pentru tine. Da. Chestiuni care dar să... tortul ăsta nu am ținut pentru mine. Pentru că diferența între a fi
vulnerabil și a fi expus e destul de de fină. Da, dar îți mai spun noi un singur lucru. Noi trăim cu ochii agățați pe noi. De pe net. Știu, dar ochii ăștia care te văd pot fi influențați. Ceea ce vreau să spun este că de fiecare dată, eu și-am dat exemplul ăsta de foarte multe ori, când eram mic, pentru mine Frank Sinatra se scria Frank, pauză, si, pauză, Natra. Era familia Natra pentru mine. La 25 de ani l-am cunoscut pentru că cineva, la o petrecere, i-a cântat My Way fără să se uite la aparatul de karaoke. M-a frapat că erau foarte multe cuvinte. Practic, e melodia cu cele mai multe cuvinte, fără să se repete decât My Way, atât. Niciun cuvânt nu se repetă. Și atunci am început să mă gândesc la Sinatra și am fost atât de pătruns de acest subiect încât l-am pus pe scenă, după cum foarte bine știți că ați fost martorul acelei 100 de ani. Ceea ce vreau să vă spun este că atunci când ești vulnerabil, spune un adevăr care poate tușa. Dacă tușezi pe cineva, s-ar putea să fie omul tău pentru totdeauna. Legat de... Dacă spui lucruri de suprafață, ceea ce spui tot va fi de suprafață. Nu știu dacă îți mai aduci aminte, în primul sezon de X-Factor când am lucrat împreună, a venit un tip mai 2014. Rubicond, așa. Mai Rubensian. Mai așa? Grăsuț. S-a urcat pe scenă și a cântat Frank Sinatra, My Way, în opinia noastră, impecabil. Mm-hmm. În opinia noastră. Da. Adică tare, să-ți laudă așa din da. Ultimul rând, apăsând pe acute care nu erau scrise și nu erau acolo. Adevărat. Dintre toți, tu ai fost singurul care ai zis nu mi-a plăcut. Și nu ți-a plăcut pentru că ai zis așa. Aș fi preferat să-mi reciți piesa asta, dar să te simt că ai trăit-o, decât să-mi bagi toate floricelele astea aici. Mi-a rămas cumva în cap. Și eu cânt foarte, foarte des. Eu cânt două piese des când sunt eu cu mine așa. Dacă am și o reflexie undeva, e și mai bine. Asta... Și Aldea Teodorovici cu Eminescu. Astea sunt piesele pe care le, când mă chinuie pe mine talentul. Dar de la tine am învățat că dacă nu pot să o cânt, și nu pot să o cânt, cum o cântă Nașu, de exemplu, știi că Nașu... da. Mai bine o recit trăind fiecare vers de aici. Eu de asta zic că în momentul de față trebuie să vă spun că această melodie a fost compusă de doi franțuși, unul dintre ei este Claude François, într-o întâlnire avută între Sinatra și Polanca. Polanca îl convinge pe Sinatra, băi, am o melodie pentru tine, am refăcut-o, te rog să o accepți, că e o melodie interesantă. Și, până la urmă, italianul, care este Sinatra, din părinți italieni, o transformă în fapte și o face celebră. Deci ăsta este traseul franțuzo, americano, italienesco. Numai ca acum o să o frunzărim această melodie și o să-i spunem cuvintele, așa cum sunt acolo, chiar dacă nu suntem în ton, o să simțim piesa asta, pentru că îmi zicea Beatman zilele trecute să nu mai cânt piesa asta. Că tu n-ai 60 de ani ca mine să o înțelegi. Și am zis, foarte bine, dar oare noi nu înțelegem omul de lângă noi în fiecare zi? Adică dacă nu îl înțelegem în prima, înseamnă să-l abandonăm? Nu, trebuie să luăm piesa și să în fiecare zi ne facem din ce în ce mai buni, o cântăm din ce în ce mai bine și o înțelegem din ce în ce mai profund. De aceea, alături de urmăritorii niște care mai au rămas doi, Hai 3, cu Gabriela, că... care vrea să văd dacă mai zice vreo prostie. Deci, chiar Gabriela, vreau să văd așa, uitându-se la... Vito acasă. Așa e, uite așa. Vreau să vă spun că această melodie trebuie cântată. Ușor. E în do major ca să nu fie nimic minor. Se pune asta la ureche, da, pentru a auzi și mai clar. La, 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 la. Și începe Răzvan. Niciodată n-am știut să încep. Is near, and so I face a final curtain. Danny, my friends, oh yeah, I'll say it clear. But that's your voice.
I'll state my case, yeah. Of which I'm certain. English. I leave the lie that's fooled. I travel each and every highway and more, much more than this. Did it my way. V-ați luat prea în serios. Vezi că ultima ți-a aparținut ție. Păi nu, parcă nu s-a terminat. Nu, 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 atenție. Yes, it was my way. Scuze, bravo, copii! Scuze, eu am învățat să cânt la desene animate. Las că e bine la desene animate. Dar hai să ne mai punem într-o situație. Perfect. Nu ne-ai pus să facem flotări, de exemplu. Da, cine da. Cine m-a făcut da. Nu acum. Mare. Ba da, ba da. Ba da. Ți-aș putea în cască ceva? Ba da. Cum? Voi credeți că asta e o masă normală? Nu. Are și colivă. Andreea, iubire! Da. Andreea, iubire. Da, așa. Dă-i drumul. Nu-l iei. Hai ca să sună Răzvan. Ia-l din mașină. Brânzeturile mele preferate cu luate special acum, struguri din via mea personală, pentru că serios? Acum... Da. Bravo. Ce vie personală? N-am vie. Cum să am vie personală? Cămașa aia roșie de la astea, ce faci? Că mie aia îmi place cel mai mult. Ți-o dă imediat. Uite, deocamdată, exemplu, stimați invitați... Numai puțin. Spune-mi tu ce faci. Zi. Cu gogoloaiele alea ce rămân după ce bei zeama de la mozzarella. Ce faci cu gogoloaiele alea? Da, este prima întrebare care deschide seria celor nu știu câte întrebări. Mulțumesc. Ok. Ce ai? Eu chiar n-am urmărit. De ce o problemă? Tu nu mai ai văzut niciun podcast până acum? N-am văzut niciun podcast al nimănui. Întrerupem aici podcastul nostru. Răzvan o trebuie eu. Să plece. Nici ăla în care... Și eu am copil mic acasă, e la al doilea somn deja. Perfect. L-am... Nu mai vreau că ți le pune pe notar. Și n-am venit cu bani, am adus niște cărți. Nu, alea nu sunt cărți. Dar nu deschidem acest lucru până nu selecționăm o întrebare din cele propuse de... Cum o cheamă? Eliza Cazan. Eliza Cazan. Cu capa. Îmi dau seama că te tratez cu răutate atunci când... Nu ți răspund la telefon. Prima întrebare. Pentru... Cine? Pentru cine? Pentru amândoi. Ia. Prima întrebare va răspunde Dani. Fiți atenți, astea sunt întrebări grele. Dacă până acum ne-am jucat. Aș vrea să-l blochez. Am vorbit cu Alexandrescu să vă tai ușor din salariu. Ce să mai tai? Aș vrea să-l blochez pe colegul meu cu mascota. Atenție. Care a fost cea mai bună vecină a matinalului? Ramona, evident, Ramona, pentru evident. Că este ultima șicană într-un set de căsnicii reușite și nereușite. Întotdeauna spui că nevastă ta e cea mai mișto nevastă. Da. Și că până la ea cu ocazia aceasta, le sărutăm pe Crudu, Luciu, Andreea, Andreea, Mantea, Andreea Crudu, Luciu, Andreea Vancea și Flavia. Da. Să intre Flavia. Și să intre Flavia. Păcat, puteai să te duci departe cu asta, da? Să tragă cineva perdeaua. Chiar mă. Ce faci, iubirea mea? Domnulică, mă, tu ești aici, iubirea mea. Eu de mult aici. Toma, vino să ți-l prezint pe Răzvan. Cum adică pe Răzvan? Și pe Dani. Aia. Toate... Deci el este Toma, fiul meu. Dar știu foarte bine, de când era bebeluș. El este Toma, fiul meu cel mic. Salut, Toma. Tu ești tenismenul din familie. Da. Ce sporturi mai faci? La câte sporturi poți să poți pe tata? La toate. Karate. Avem o singură rugăminte. Da. Nu-l mai lăsa pe Horia să joace tenis pentru că se poate lovi și la vârsta lui poate fi fatal. Te rog foarte frumos, vezi că în parc, în viitor apropiat, o să vină un tip Luca Tiago. Să ai grijă de el. Bine?
E pe blond așa. Acum du-te lângă soarta. Asta a fost intermezzo. Pentru că vine întrebarea numărul 2. Păi nu, că mi-ai dat cu story, dăm cu... Răzvan, tu ești story. Din cei 14 ani de neasa, da, care a fost anul tău cel mai norocos? Da, fun. Care? Lasă-l, nu te uita la el, uite-te la mine. Anul tău cel mai norocos. Norocos în nu sens știu, de neața. Tu, nu consider, tu consider ce e norocos în viața ta, nu eu. 2020. De ce? My bad. Pentru că? Fă asta și te înțeleg. Pentru că... Așa. Da. Tot eu să te învăț să faci gesturi. Da. Tu care mănânci, tu care mănânci acolo... Anul tău norocos. Rău. Cum aș putea fi un partener mai bun pentru tine? Lăsându-mă să plec, că mai am și altă treabă. Anul meu norocos la neața a fost anul acesta. Și dacă mă întreb la anul, este anul următor. De ce anul acesta? De ce anul acesta? De ce anul acesta? Pentru că încă nu mi-am luat câmpii și nu l-am omorât pe el. Îmi place cum mixez realitatea cu gluma, bravo! Da, și să vezi și cu drogurile. Pentru că așa cum zice Sorin Pârcălab, atunci când iei droguri, nu tot ce e, e. Și atunci anul ăsta nu e... Dacă... Sorine, uite mă, te-a citat mă, fii de aici. Da. Atenție, o întrebare mai dificilă, urmează din ce în ce mai dificilă. Dacă ar fi să schimbi pentru o singură zi viața ta cu a lui Dani, ce ai face să se vadă o schimbare? Asta am făcut-o. Astea nu sunt copiate. Păi nu, știu, se vede se că vede sunt. Chiar. Sunt întrebările alea, cum zice în literatura de specialitate, întrebări stâncă. Like a rock. Rocky, Rocky 3. Ce-i ok, ce-aș face... Ca să schimb viața... Deci tu ai... Ca intrim... să schimb lui viața, da, sau să schimb mie viața? Ca să schimb lui viața. Trecem viața lui, îi schimb cu ceva viața. Ce-i schimba viața lui? Corpul meu și mintea ta. Nu, ca și când îi dau un sfat bun. E bine, sfatul tău îl pui în aplicare. Înțelegi ce zic? Mâine se trezești, cum e în filme? Mâine deci, te trezești. De ce când te uiți în oglindă ai fața lui Dani. Să schimbi viața. Să fiu ca în filmele astea de trebuie da, duminică da. Face-off, bacte... switch. Aoleu, am barbă. Am pectoralii. Și să-i schimbi Dani. Viața în bine sau să... Hai. Ding dong. Ding. Zi mă, zi ce-i schimba. Păi eu n-am ieșit și din casă. Uite, vezi? N-am ieșit din casă. Bă, noi am avut momentul ăsta. X. Știi cum e la Olten pomana de vii? Când se dau... Știi că să fie sigur că cineva îi face o pomană, la anumite zone din Oltenia, se organizează o pomană de vii. Și mortul nu e chiar mort, adică e viu. Dar el plătește. În capul mes. El plătește, nu știu, să dau lucruri de pomană. Pomană de vii se cheamă. Și tu ai face o pomană de vii? Nu, noi am făcut deja o dată, că a fost foarte rău și cu greu a acceptat să îi chemăm salvarea. Lui Dani. Da, l-am găsit, era leșinat într-o stare de... Dar arăta cap. Minunat, recunoaștem. Da, arăta de parcă de avea culoarea cerii. Era îmbălsămat. Și au venit... Lăutării? Nu lăutării, mă. Când ți-e rău, chemea ambulanța, mă, nu chemea lăutării. Deci ești nebun la cap, au venit lăutarii să-l resusciteze pe ăsta. Mă, tu mă ascult și zic... Doria, hai la mine, tată. Hai că mă ții... Ai zis că faci o masă, măi. Ai zis că faci o masă. Ce să faci cu mă la masă? Chem lăutarii. Nu, mă, era pe masă, ziceai că e mort. Așa, și ce? A venit ambulanța să-l resusciteze. Era ceva, era pe moarte, era așa, era pa, așa, l-am pus, am dat niște vată un pic și l-am chemat pe puberul să mă ajute, așa. Asta nu vrea să fie supravegheat. Avem și Georgica de la montaj și cu el acolo, în stare de semi-conștiență, am început să ne împărțim motoarele, mașinile lui. A vrut să-mi ia Xbox-ul, mă. A vrut să-mi ia Xbox-ul. Și-am și-o masă frumoasă, scurtare. Fapt care te-a trezit din stare. Da. Băi, deci, dar noi vorbeam serios că el deci asta ar vrea să facă el dacă ar fi în locul tău, da. Ți-ar vinde toate elementele astea. Bă, da. Toate astea de mi se par că s-ar putea ca la un moment dat să-i cauzeze în așa fel încât să nu pute să-mi ții copiii la facultate. O, ce frumos. Deci, că, practic, știi? E foarte interesant. Ar face schimb de viață odată cu tine ca să-ți vândă toate. A treia zi va fi din nou în pielea lui, iar tu când te trezești în pielea ta, vezi că toate motoarele și toate elementele periculoase s-au dispărut. Ce zici, ce asta e iubire. Mea? Iartă-mă, dar asta nu mai pot să citesc asta. Asta este iubire. Da. Continuăm mai departe. Edi?
Ce tatu... Edi, tu pentru asta ai venit? Bă, mâncat ar tata. Hai, bă, ce bravo, mă. Ce te văd. Băi, unde? Pui niște întrebare. În Bragadiru? Mă rog din suflet. Băi, băiatule, în altă țară, ești nebun la cap. Băi. Dar și ăsta s-a mutat în câmp aici, Academia. Da. Tăticule. Nu, e nu era mai normal să fie Academia de Științe Agricole aici? Vezi, tatăl, ce greu să faci un podcast. Vezi, ce greu, tăticule. Da. Hai, da. Următoarea întrebare. Da, vreau să mănânc și da. Mănâncă, mă, mamă. Pentru el e următoarea întrebare. Da. Răzvan. Ce tatuaj îi face lui Dani? O oaie albă. De ce? Că aia negru oare. Tu, Dani, ce tatuaj îi face Răzvan? Eu? Da. Exact cu un smiley omul și Velea și-au făcut tatuaje până au rămas fără piele. Da, că Velea se tatuează pe Antonia, cum ai văzut. Da, că nu mai are piele. Eu aș vrea ca el... Răzvan să aibă, dar nu oriunde, ci numai în locuri pe care nu le vede orice om, fața mea. My face. Ok, perfect, interesant. Pentru că oricum nu mai văd multe femei dezbrăcate până la sfârșitul vieții lui. Nu au statistică, cum să văd. Gata, la revedere, augurii. Deci, practic... N-aș putea speria multă lume. Corect. Întrebarea mea e cu foarte... Pălărie cântând mai mult. Și versurile ieșindu-mi din gură. I did it. Bă, v-ați luat în serios la melodie. Atenție. Și tu te-ai luat în serios. A, bineînțeles, toți. I-am dat-o toți. Mai pe așa, pe karaoke Corea. Care este care este defectul relației voastre? Sunt prea bun cu el. Sunt prea înțelegător. Și încă nu l-am omorât în cele 64 de înghit momente. Mult. Care este cel mai mare avantaj al relației voastre? Că sunt înțelegător. Eu că sunt un timp mișto. Eu sunt, cum să zic... Băi, ca mine nu găsesc. Cel mai mișto că glob pe care îl pui de Crăciun, ăla mai sus. Ai nevoie, deci să nu știi cum sunt banii ocini, așa mi se... E, răzvanii pe globul ăla. Ai nevoie, te-ai tăiat? Unde te-ai tăiat? Banii ocini. Bine că nu-i scobutil. Așa, mergem mai departe. Bun. Că sunt un timp mișto. Bă, e oricum, e aceeași întrebare. De mediu. Care a fost producătorul? E ca la neveste. Cu care ați colaborat cel mai bine în afară de Neața? Dani? Cum în afară de Neața? În afară de Neața. În afară de emisiunea Neața. La alte proiecte? Da. Cu doamna Mona. Răzvan? Mona care mi-a și zis, Dani, tu ești mult mai... Da, o să zicem și lui Răzvan că e un timp mișto. Asta numai prin spate, pe la le-a dus plăsuțele astea să-i dea mai multe cadre, dar nu s-a adeverit că... Le-ai dat ceva? A, era aici? Cât ai sosit? Care e producătorul tău preferat, în afară de... În afară de Neața, Neața. Unde este, mă rog, Carl. Păi, dar n-am, zici de mine de parcă... Dar n-am avut mulți, ba adică da. Mai... Cine? Ba da. A, tu mai Alina? Păi, ai fost... Băi, dimineața. Producător, nu uitați că și televiziunea noastră, televiziunea nu începe în 2008, cum ar crede unii pentru voi. E, știi că atunci când întreb cine care e cea mai frumoasă femeie, nu, e greu să... E greu să nu vrea să strice. Eu o să mai... Dar că oricum, sunt un tip mișto. Te pupăm, Daliana. Dacă vrei să spună Sorin Popa, nu o să zice. Nu ne place deloc, adică clar. Dani! Da, da, tu știi că... nu te băga la asta, că nu știi răspund. Cu cine am cu cel care a făcut X-Factorul, cu Claudiu Oprea, a fost primul câștigător de Robingo cu Horia Brânciu 1993? Asta mă înspăimântă și pe mine. Că niciunul din ei nu s-a retras. Dani. Dani. Care este pilotul cu cele mai multe victorii la Dakar? La Dakar? Stefan Peteranzel, overall, Mr. Dakar. Și după el... Da, nu știu cum... Nu, dar cum eu nu-i sportul meu, să știi. Da, dar nu. E pasiunea ta, trebuie să înglobezi mai multe chestii. Nu, întreabă-mă despre orice, despre muzică cine, și alte trupe, care nu reflectă propriul gen pe care îl cânt. Foarte bine. Serios? Cine a cântat versurile goală, 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 m-am jurat să moară familia lexicală? Un fraier. O știi că e o melodie asta, Edi? Păi da, goală, 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 m-am jurat să moară familia lexicală. Este piesa intitulată generic Suntem foarte București, interpretată... Suntem ce? Suntem foarte București. Băi, dar zile aia deci... cu vola numai de meu când de două zile. Aia, s-o trag... Zi, mă, zi. Nu, eu... Ce are? Cum zice?
Volanul. Să te trag de volan, trag de volan, trag de volan. Dar sunt altele atât de deci mici. Astea sunt piesele care te macină pe tine? Asta goală, 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 trebuie să o știu eu? Fiecare dimineață m-am jurat să moară familia lexicală, ai înțeles? Băiatul meu. Seamănă Gojira, dar nu contează lucrul ăsta. Depinde cum o spui. Așa. Atenție, Răzvan. Pian de aici. Cel mai nominalizat film la Oscar din istorie, alături de All About Eve, este... Cel mai nominalizat film la Oscar la Răscruce de Vânturi. Nu. Avatar. Nu. Pe Titanic. 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 Avea 11, câte avea? 14. De-aia n-am mers la Dan Negru în emisiune, că nu ne spărem proști. Dar dacă ar face... Față de cine? Hai că ai scos-o până la urmă. Își păstrează rubrica de film. Da. Ziua de naștere a regizorului emisiunii Neața, Michi Toma. Michi Toma este născut acum câteva zile, este în zodia Fecioară și este pe final de aproape final de septembrie, evident. Deci teoretic este născut pe data de 21 septembrie, bravo. 22 am vrut să zic, nu mai putem. Dar al Elenei pe un producător emisiunii. Elena este născută pe final de iulie 26. Eram la mare încă. 28! Bine, 28, bine! 28. Hai că... Suntem, frate! Hai că unul pe altul m-a scos! Eu am dus flori cu fisul prima oară. Hai că m-a scos, mâncavaș! Flori. Eu cu fisul. Dani! Eu le-am plătit, să-mi dai banii. Dani! Că Tudor a plecat fără bani să ia flori. Ce copil minor pleacă în oraș să ia flori fără bani? Sorry! Dani! Dani! La restaurantul tău, Răzvan își plătește nota? Întotdeauna de când a făcut glume cu bobonete. Sorry. Știi că am făcut cu... E un podcast, e unul dintre cele mai viralizate. Când am fost noi la prima dată la el la restaurant cu Magi, cu bobonete. Și cu Magi tot, Magicienul. Nu, Magi tot. Robert tot. Păi nu-i Magi. Nu, ăla e celălalt Magi. Nu, ăla e celălalt Magi. Și... Mă rog, eu găsiți pe podcast. E o glumă foarte tâmpită, care se vede că n-a costat așa mult, că ăsta nici nu e de la noi, noi nu avem așa prăjituri bune, dar o să o iau eu acasă. Andreea, la pachet. Am pisica. Deci am răspuns. Next question. Între singurele restaurante din București, unde n-am reducere? Răzvan. Pe cine ai luat cu tine? De la Delian, nu de la tine. Pe cine ai luat cu tine? Păi nu mă luat cu astea că mă omori. În America Express. În America Express. M-a întrebat Mona, să te întreb. Pe Ianca, pe fiica mea. Ce? Mă întindeam. Ce? Dani! Băi, nu! Dani. Bă, fii atent! Dani! Tu îți dai seama, pe ăștia despre Olmeci nu știe nimic. Unde dracu să-l duc eu pe ăsta, bă, Dani. Să stea ca... Am înțeles, am înțeles. El știe numai Dani. Peru, e pe partea de Peru. Păi aia n-a... Peru, pe unde-i Peru, unde-i Peru? Păi la 1,5 milion de învăț în geografie. M-a întrebat bine ca să nu-ți dea Lion de telefon. Te rog. Pe cine ai luat tu în America de Sud, în America Express? Eu, având în vedere că am fost acolo de mai multe ori, nu l-aș lua pe Răzvan, care nu mănâncă de oriunde, nu bea de oriunde, nu-i place să ceară, nu-i place să se deplaseze, nu aleargă, nu merge încet. Are o tijă în picior, nu doarme, nu face năniță oriunde și doarme întotdeauna de după amiază. Așa l-aș lua, că pare deștept la jocuri, dar în rest nu ne putem deplasa. Și are și o piele albă de câțiva ani, acum de când își protejează, căci că auzi că soarele îmbătrânește și nu se expune la soare. Și în rest, nu, l-aș lua pe Răzvan. Și pe cine ai luat? Mai mult nu m-ar lua decât m-ar lua. Și pe cine ai luat? Înseamnă să dai. Chiar... Păi n-aș lua nici pe nevastă mea, căci la prima mea vacanță a fost cu nevastă mea în Peru. Și când am zis că trebuie să mergem până la Machu Picchu 5 ore jumate pe jos pe linie de tren. Dar și ăsta romantic al dracu. Deci a luat-o la prima lor vacanță împreună și a pus-o să meargă pe linie de tren 5 ore jumate pe ploaie să vadă niște bruieni. Era un test. Era un test. I-ai dat test. La jumatea drumului. Și la final ai dat și o amuletă. Eu te simt. Eu te simt, nebunul meu. Și ia-ți la jumatea drumului ce ați adunat. Ea a cerut un telefon din grup care avea internet. Și am crezut că ea caută pe internet informații despre Machu Picchu, deoarece a durat foarte mult și a scris foarte mult. Mi-am dat seama imediat că nu postează, deoarece nu făcuse nicio poză. Ea a căutat bilete înapoi în România. Dar să le dea zeul lor, că ăștia se închinau la pumă,
la un fel de cioară, îmi cer scuze, dar un pasăre, un păsăroi și la un șerpe. Deci ăștia, populația vorbitoare de Quechua, că eu am și fost, Leonte, dacă de la, la Decathlon aici. Chiar am ce să... La Decathlon? Nu știam popula... eu ce, așa am purtat de la au făcut, printr-o îngemânare a energiilor, semnal era, dar nu s-a găsit bilet. Și acum sunt căsătorit. Extraordinar! Dacă ea pleca atunci, nu pot să cred așa ceva. Era mai de puma lui. A venit firesc. Înainte de un ultima întrebare. A plecat o miță de aici? Nu. E ultima întrebare. Am câteva cadouri pentru voi. Te rog. Mamă, la cadouri păi... suntem primii. Da. Să auzi, auzi, dar poți tortul, să pui neta, tortul poți să le iau la pachet. Poți să pui fiate? Nota pe caiet și semnăm noi? Ce vreau să zic? Și face soacră mea 51 la anul, poți să iau eu astea? Că știu că o să ziceți că n-ai ce să faci cu 15. E de vârstă cu... Da. Da. Și ce? Și mă mândresc cu ea. Ia, lasă că sunt bune și la anul. De unde dragul știe, mă, că am mălat. Păi eu... nu ți-am urat să mai ai jumătate da, de secol. Da, da, știu, da, știu, știu. Eu nu eu vreau știu să, că noi nu suntem de la regița zgârciți sau ceva. Da. E păcat. Că ăsta nu e de la mine de la regița. Hai bă, nu ne mai întrebi, întreabă-ne. Bagă-ne, dă cadou. De acum, acum asta, asta cu... De acum, acum a început treaba. De da, nu, acum a început treaba. Mi-e frică de ceea ce se întâmplă dacă... Bă, dar v-ați gândit la o chestie să mergem toți trei? Ais, unde? În Asia Express? Stai, dă, capul. Cum ar fi? Deci toți trei. Da, ce ca ce? Cu ce? Ca ce? Cei trei tântălei, cinc, de trei Stooges. Ce trei tântălei, mă? Cei trei purceruși. Zi, mă. Nif, nif, naf, naf, nuf, nuf. And I huff, and I puff, and I blow your house away. Ce să fac cu voi? Ce? We are the three. Băi. Horia. Uita, uitați-vă la voi. Băi. Știi cum se zice la salvare când sun? E deplasabil. Băi, băi. Băi, în primul rând, eu vreau să fac fasting. Nu. Și eu râdea. Eu vreau să fac fasting. Vezi cum pronunți, că e o diferență foarte... E o singură vocală. E o singură vocală și iese... Nu farting, fasting. Nu, no, aia e mai... E bine, bun. Deci, da, în primul rând, eu asta fac. Deci vrei lunile alea să nu mănânci nimic. Eu sunt expert în a căuta în pădure, mănânc din copac. Du-te! Da. Băi, Horia, îți aveai un om pe lângă toți cei de aici cu Andrei în frunte, staful, care ți-a amestecat aerul la intrare în cabină pe bune și acum zici că tu ca trăiești să sărbăticire. Ce n-ai venea, cine unde? Venea, mă, și-ți făcea din jumate de apă era minerală doar un cu test. Jumătate plată? Bă, tu beai apă minerală cu apă plată? Da, 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 da. Italier, era bă, pe mațe fine atunci. Bă, tu ce-i spriți de apă, mai e... Vrei? Vrei să fac? Vrei sub rumii? Bă, vezi de treabă, mă. Nu ne mai minți. Iartă-mă, doamna Mona, nu e... Nu e, o știu, n-are proiecte. Bă, da, așa miloși de proiecte n-am mai văzut, n-am mai văzut. Aici. Noi discutăm acum teoretic. De plăcerea discuției. Da. De plăcerea discuției. Da. În primul rând, eu în primul rând aș avea grijă de voi. Asta ne lipsea să ai tu grijă de noi. Asta ar fi o chestie foarte importantă. Da. Cum ar fi să ne bagi seara la... Trei ca ursuleții. Să ne trimiți când ca pe... Când vă duceți acasă, da, e important să vă treziți cu această cană. Ce e asta? E de la Baia Mare, jos. Îmi pune cu chiurta școlași să pună primarul, să pună ăsta steagul. Ardealul e aici! Olea Vrenciu, a crezut bă, că știe. Bă, ia partea bună a lucrurilor. Măcar tura asta nu ne-a dat prosoape. Da, doamne. Că de la o vârstă ni le pentru punem că, la mână. Pentru că... Nu ne mai... Luca Tiago o să crească. Și o să meargă la Academia Horia Tecău. Și pentru că am înțeles că în viitor se pregătesc gemenii. Daliana, îți dorim multă baftă. Stai puțin, ce ai dat lui? Două. Bă. Cine știe, poate cei mari îl folosesc până vin cei mici. Corect. Și bineînțeles... Bă, tu ești nebun, ți-ai pus numărul de telefon aici să... Da. Când ai probleme, mă suni. Te duci cu el în America Centrală, băi, îmi dai telefon. Incredibil. Și bineînțeles, ca să păstrăm tradiția, pentru că ceea ce... Cadourile câteodată se alterează, dispar. Cusăturile dispar. Vine cele două prosoape. Nu cred. Mamă, ce previzibil. Mor. Cele două prosoape sunt cu voi. Da, da, mai da, ai? Da, măcar. Sunt ultimele prosoape. Sunt ultimele și sunt roșii. Doamne, că mai avem și pe negru. Câte avem pe negru? 120. Nu că este bine. Stai să da. Pentru... Pentru la final de sala Palatului să ne
Mulțumim, dar nu ne-a chemat nimeni, Răzvane. Horia, a fost o plăcere, mulțumim. Să bacă nea titi prosop. Și pentru final, nu, eu nu mai pot să cânt. Și pentru final nu trebuie să cânti? Să mă bată mama dacă am putut eu să cânt asta. Bă, asta este o piesă scrisă la beție. Cine a scris? Cristi Crețu. E grea. Deci, ea începe ca o ploaie ușoară, dar se duce în furtună. Și acolo nu mai știi să ieși, să nu ieși. Că știi când zici, hai că trece. Nu trece. Uite, am discutat cu o vedetă a muzicii noastre românești, prezent aici, și mi-am zis că cel mai frumos, ea e necăsătorită și are un iubit, declarat, și mi-a spus și despre el, și am zis, draga mea, pe lista ta trebuie să fie așa, undeva în America, iată, latină, de sud, trebuie să fie cald afară, să înceapă brusc ploaia, iar voi doi goi să vă duceți în ocean. La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! Deci un fericit! Născut pe 8, născut pe 24, invers. Ei sunt augustii mei invitați de astăzi. Cum mă? Să fiți augustii? Am fost și în augustii, dar... Nu, asta e poanta, ci că August, n-Augustus. N-Augustus. Augustus, n-Augustus. Edie... Păi, da, da. Edie și el tătic anul ăsta? Da, da, da. Hai băiat, are prosop? are. Are prosop. Băi, are prosop. Vreau să vă spun sincer că vreau să vă invit de peste un an. Eu luna asta, în noiembrie, octombrie, ce an? Nu mai știu. Împlinesc un an de podcast cu anumite pauze, la fel ca și Nața. Și de fiecare dată m-am gândit ca să invit pe copiii ăștia doi, eu trebuie să am un antrenament. Dar aflându-mă în fața voastră, mi-am dat seama că nu antrenamentul și pregătirea în prealabil, cu toate că și asta contează, dar faptul că vă văd pe amândoi la aceeași masă, să putem gusta dintr-o ciorbă de perișoare și dintr-un aluat care ți-a plăcut. Și bineînțeles, dintr-un os o bucă de la restaurantul tău. Deci asta vreau să vă spun că este marea mea plăcere. Nu știu când ne vom întâlni în curând, dar vă spun clar că așa trebuie să procedăm. Eu n-am făcut podcastul să strag lacrimi, să strag povești de conținut. Pe mine, eu am făcut podcastul ca să fiu cu niște prieteni pe care să-i descoper și mai bine. De asta am făcut podcastul. Așa, expres, continuă! E simplu. Această piesă e foarte simplă. Yeah. Încep eu. Foarte bine zici. Sper că Dudu s-a descurcat cu toate gâdilăturile. Dudule, Corel, la karaoke. Te-am făcut de mici. Încep eu. Lucruri simple sunt de ajuns. Nu-mi doresc nimic în plus, vreau și mâine același cer senin. Inima să-mi fie așa bine, ca un fulg în palma ta pentru mine. N-ar fi prea puțin, cred. Foarte greu asta. Puneți autotune. Nu caut cu greu de înțeles. Nici multe. Ce voce frumoasă. Motive. Ca să iubesc. Perfect, în terță. Refren. Terță. Orice vise aș avea, lucruri simple voi păstra. Cer albastru, eu și tu. Eu și tu. Yeah. E de ajuns doar muzica. E de ajuns privirea ta. Da, da.
lucru simplu voi păstra. Îți place orice zi? Mie-mi place orice zi. Ia zi! Care mi-ar putea zâmbi viața, Gabriela, pe lângă perna ta. I love you, Gabi. Răzvan! Îmi place tu așa cum ești, așa cum e. Când mă cer și când mă ier și speranța, și speranța, nu te voi. Bine, 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 Răzvan, și acum eu! Nu caut mistere să le dezleg. Și bine, Răzvan, nici după, nici după nimere, ne cere minte scuze. Toată lumea cântă acum, orice vi se aș avea, lucruri simple voi păstra. Cer albastru, eu și tu. Ha! E de ajuns doar muzica, e de ajuns privirea ta. Toată lumea mâinile în picioare. Felicitări pentru ocazia de care ați dat dovadă. Acesta este finalul, dragii mei. Un podcast maraton. Cred că am fost 9 ore jumate aici. Pentru că și noi la rândul nostru vom veni la rândul vostru. Felicitări pentru ocazia de care ați dat dovadă. A căzut cortina. Dăm să le mai dau niște cadouri, iubire. Nu mai vrem cadouri. Nu mai, lasă-ne. Lasă-ne. Luați ușor, luați ușor!